Mamă, livestream. XD? Wait, what? Hello? What? Ok, mi se blochează Streamlabs-ul, lol. XD? Salut, Mario, ce faci? Ce faci, șeful Mario? Hai să dăm și noi share aici, ca băieții. Postări, punem everyone. Ai luat bacul. Hai să ne spui. Bine, m-am trezit și eu și te văd să faci, că faci live. Da, facem live așa de Dimi. Facem live de Dimi, ca așa ne place nouă. Să intru de pe telefon să citesc chat-ul. Monche. Perfect. Salut, Rareș, ce faci? Salut, Dani, ce faci? Ce faceți, băieți? Ce faceți, boys? Dar stai, cred că pun așa. Bun. Bun, am pus telefonul, l-am rezemat de ceva, de un borcan, auzi, un pahar, ca să citesc mai ușor, să nu pare ciudat că mă uit așa în jos. Că m-am uitat pe live-uri și părea foarte ciudat că mă uitam în jos, iar acum nu mai pare ciudat că mă uit în jos, că mă uit într-o parte. Deci 200 IQ. Neața, aveam să zic cel mai bun anichid din Europa, dar încă nu te cunosc, sorry, nicio problemă. O să mă cunoști imediat. O să mai joci Sea of Thieves? Da, o să mai joc Sea of Thieves. Dar, nu știu, trebuie să testez să văd dacă iar îmi face lag Streamlabs-ul cum mă joc. Dar o să mă mai joc. Mi-era dor de tine și mi-era dor de tine, Dani. Ai intrat în Diamond 2? Nu, am 60 de reperi, cred. 68. Cai, ți-am spus, o să vezi acum cel mai bun ADC din Europa. Stai, mama mea, și pe ce cont? Nu ăsta. Recles SS. Parcă pe ăsta l-am bătut. A, nu mai pot să văd. Parcă ăsta cu Kaisa, nu mai știu. Ba nu. În fine, l-am bătut pe ăsta de pe contul secundar. Și acum eu sunt la G2. Efectiv, am intrat cu la match pe contul secundar, pe Ghost Child, și l-am spart. I-am dat cu jocul în cap. Cel mai bun ADC din univers, nu din Europa. Sincer. Arată-mi un Caitlyn, că dacă tot e campionul favorit. Bă, eu ți arăt că sunt cel mai bun ADC-ierii cu ADC-ierii pe care știu să-i joc, nu cu Caitlyn. Că dacă mă joc Caitlyn, intez. Dar ca să-ți demonstrez eu să mă joc Caitlyn. Ca să-ți demonstrez eu să mă joc Caitlyn. Deci mie pe contul care de-abia l-am făcut, îmi pică Blood Moon, Diana, Battle Queen, Kata, Shogblade, Zed. Ai cam puțin noroc, Mario, cam puțin prea mult noroc, Mario, nu știu ce să zic despre asta. Puțin prea mult noroc. Nu mai pot sta, nicio problemă, Rareșe, mersi că ai stat până acum. Ne vedem pe live. Pe contul mare skin pe suport. A, skin-uri pe suport? Ce skin-uri pe suport? Mie pe contul secundar mi-au picat, cred că 3 skin-uri legendare la rând. Recent mi-au picat și pe ăsta 2 skin-uri legendare pe Lux. Dacă nu ți este confortabil, nu te oblig. Nu, mi este confortabil. Watch this. Ce bagă campion pe Wild Rift? Ce campion bagă? Mamă, dar Caitlyn e așa bună? Hai să ne gândim. E așa bună first pick? Da. Cred că da. Hai să vedem. Ce avem de pierdut? Adică câteva lepeuri. Who cares, man? Ce rând să faci pe asta? Că așa-ți faci. Ce freza ai? E puțin moartă freza mea, știu. Blița la mașină, Star Guardian, Soraka, ceva pe Ali. Brița la mașină. A, gata, știu. Nu știu cum se numește, dar știu cum arată. Știu la care te... Eu joc la fleet. Vedem, mă, dacă mă joc la fleet. Little Tempo e mai bun că dai mai mult damage, că primești attack speed-ul și na... Caitlyn având 650 range, dai o grămadă de damage. Și cu una de carry care se joace pe mid. A, păi se bagă și pe LOL campionul ăla. Că și pe LOL au zis că bagă campion care se joacă și mid, adică care se joacă și mid. Deci de Tempo e mai mult pentru damage. Fleet-ul e mai mult pentru early, să supraviețuiește în early game. Însă... Vedem acum dacă îmi iau fleet-ul, să văd ce suportau. Dacă o suport așa mai de poc, mai nebunatic, îmi iau fleet-ul, logic. Hai să vedem. Tilt over blitz parcă, nu știu. Sona, dă ceva poke. Am nevoie de Lethal Tempo pentru Deer. Sau hai să iau fleet. Hai să iau fleet să-i dau kite lui Deer. Deci vreau să iau cadeau, nu? Cred că iau cadeau și mi-au cool. Hai să alegem un skin. De ce este un skin? Am pare că nu pot juca cu Lethal Tempo, nu e problemă. Hai să iau pe asta cu croma. Un campion care numele lui începe cu A. A de carry pe mii care începe numele lui cu A. Asta că eu nu știu cum se numea campionul ăla nou pe care vor să-l bage. Mă, Mario, ce-i scris acolo, nu înțeleg. Akshan? Mamă, să mor eu dacă îmi sună cunoscut numele ăsta. Să cred că e în cur, că au mai dat leak la un nume, parcă, nu? Cred că au mai dat leak la un nume, să mă înșel eu. New League of Legends Champs 2021. Parcă au dat leak la două nume, The Sentinel of Light. Uite, 2, da. Parcă, ălălalt era ceva cu T, parcă nu mai știu sigur. Akshanul ăsta e ăla cu hook. Celălalt parcă e mage. Gloomy Yordle, da, ălălalt e mage. Apare trailer pe 9 iulie, cam după ce adaugă eventul cu Sentinel pe live servers. Când îl adaugă? Îl adaugă miercuri? Miercuri sau joi îl adaugă, cred. Bine, eu am căutat, acum, de fapt ieri am căutat, când se bagă următorul patch. Și eu știu că de obicei patch-urile se bagă ori marți, ori miercuri. Dar Riot, mereu când caut eu, deci efectiv de fiecare dată când am căutat release date-ul unui patch, scrie acolo că îl bagă joia. Și nu înțeleg de ce joia, man. Am zis că e acolo. Pentru că mereu l-au băgat marțea și miercurea. De când a început sezonul 11 au băgat parcă două patch-uri joia și după aia s-au oprit și le-au pus iară normal. Nu știu dacă e ceva tradiție sau I don't know. Destul de ciudat. Miercuri bagă patch, joi la 23 se adaugă eventul. Ah, ok. Bine de știut. Full Party Caitlyn este prea șmecher. Da, e prea șmecher, mai ales cu Chromau. Eu când mi-am luat, de fapt mi-a picat Full Party-ul. Când mi-a picat Full Party-ul, am zis, bă, trebuie și Chroma. Și am așteptat să se bage Chroma orele alea în shop și l-am luat. Se bagă joi fix când îmi iese contul de bani? Nice. Deci eu și tu acolo am nou mod de joc. Băi, joi când se bagă modul ăla de joc îl rupem. Nu l-am jucat pe PB, că am full ping-ul foarte mare pe PB și vreau să mă distrez, mă înțelegeți? Se bage cu Blue Essence Chroma-urile, da. Parcă de 2 ori pe an se bagă cu Blue Essence. La cultimățele, da, la cultimățele. Ai două summoner spell-uri și unul dintre ele se transformă într-o ultimată. Dar nu știu exact cum funcționează. Aha, bravo. Nu mai așteptam să vrea click și îmi pare rău. My bad. Mai fain ca și Urful? Da, e un mod de joc nou. Dar, din nou, eu prefer să bage ălea Star Guardian. Gen campaniile. Un fel de campanie erau contra mobi. Star Guardian, mai era la Odiseu. Alea vreau să le bage. Că alea chiar mi-au plăcut foarte mult. Da, PV alea incredibil de miște erau. Plus că îți dădeau skin-uri gratis. Odiseu cel puțin îți dădeau skin-ul ăla pe Ziggs gratis. Și era epic skin-ul. Deci chiar merita. Nu știu celălalt cu Star Guardian ce îți dădea. Oricum, nu le-am jucat. Știu că Odiseu, băi, era prea mișto Odiseu că avea dificultăți și trebuia să faci progres. Gen, parcă trebuia să faci toate dificultățile ca să-ți dea skin, ceva de genul. Am luat doar 8,2 la bac. Bun, Alexe. Tu cât îți doreai să iei? Felicitări. Se pune cu culul. De fapt, cadeau, nu? Da, mi se pune și pe Cosmo, perfect. Nu dau foarte mult damage în plus, dar e ceva, e ceva. Plus că se menține damage-ul ăla. Și o să-l dau pe efectiv toate abilitățile. Dacă nu mi-au o viață, bineînțeles. Ok, persona nu se pune. Am jucat pe PB cu 240 ping, da, e unplayable. E cam unplayable. Olea cam playable, mai ales în momentul de față, când Digiu mai are și el problemele lui. Îți dai seama, e prăpăd, e efectiv prăpăd, dacă încerci să te joci. Și dai de o zi mai proastă de la Digi. Cum am prins eu pe ultimul live, dacă nu mai știu. Da, da, pe ultimul live am prins, bă, am prins bine. Mi se bloca jocul în 2 secunde. Și mă scotea, îmi dădea reconect. Și deja s-a dus afeca ăla. A, ba nu, am făcut greșeala că am dat la info. Păi de ce, man? Ești la mate info, presupun. Că doar la mate info cred că poți da la info. Sau poți la științe? Nu știu dacă, nu cred că poți la științe. Părerea mea că dacă ești la mate info e mult mai ușor la info. Că ai foarte multe ore pe săptămână și pe la oră tot înțelegi ceva. Plus că mie nu-mi place tot cheat-ul. Și nu mă înțeleg deloc cu chimia și cu fizica, așa că... Eu când o să dau bac, o să-l dau la info cel mai probabil. Asta dacă nu, peste un an devin cel mai prost om la info. Am dat flash-ul la mișto, beți. Așa, pentru live. Asta nu are heal, man. Mă întrebam, bă, de ce nu-și dă heal-ul? I-am dat flash și pentru heal-ul lui. Oh my god. XD. What? Ok. Ok. Nu trebuia să dau commit. Nu, eu cred că nu. Să plec, merg la masă, după o să ies pe afară, ca săptămâna trecută a fost plină de ploi la mine și nu am ieșit afară. Baftă, man, poftă bună. Și distracție. Inițiase CS. Ciudat. Asta este, au făcut switch. Ok. Bă, mi-a dat cancel. Hello? Hello? Hello, basic? Haide, băi, Cogmouse, să ne batem. Dar stai, să nu o să-și cumpere viața până la urmă, nu? Că așa e în build-ul ei. Cred că așa e în build-ul ei, nu? Build-ul oricărui suport, să-și cumpere viața, dacă nu așa. Ok, a luat Jana kill-ul, ok. No biggie. Nu-i mare chestie, mă asociaște la Drake. Și eu nu prea am HP, man. Abia ne refac HP. Îmi dau un stack de Revenant Hunter. O pot să mă duc și prea departe ea. Și mai și mor dacă mă duc. Trebuie să dau un hit în Sona, să-mi refac mai mult de la Taste of Blood. Ok, damage-ul meu e minuscul. Jumate în level 6. A, e și Cannon. Nu cred că trebuie să pușeze aici. Eu vreau să-mi refac HP-ul. Ok. Ăștia o să fie puțin nesimțiți și nu o să pot să mă apropii prea mult de minioni. Dar merge. Ok. Se va rata Cannon, boys. Sau? Da, se ratează Cannon. N-am ce să fac, trebuie să ratez Cannon-ul ăsta. Mi-e păcate. Oricum nu trebuie să pușez. My bad. Dar cine poate da counter Caitlyn? La orice are range foarte mic. De exemplu... poate să dea counter foarte frumos la Sivir, la Vayne, la Kai'Sa, la orice are range-ul mic. Și la Lucian merge, dar mai greu la Lucian pentru că are dash și dă foarte mult damage. Poate să mai dea counter la... nu la Kog'Maw. Cred că la Twitch. Bine, până la level 6, că de la level 6 și-a bătaie foarte tare Caitlyn. Tot așa, campion cu range mic. După aia, de la Jhin în sus, Jhin, Mefe, Jinx, Senna, na, e cam 50-50, cine joacă mai bine, câștigă lane-ul. Samira, a, da, și Samira, corect. Da, la Samira din nou are D și îi dă one-shot lui Caitlyn dacă o joacă bine. Deci acolo e skilled match-up pentru Samira. Și Kalista, corect. Asta are level 6, numești. O să băgăm... Mamă, dar vine... Dacă ratez Cannon-ul ăsta că vine un singur handicapat pe bot. Cred că ratez Cannon doar pentru că vine un handicapat pe bot. Nu pot să cred așa. Sunt șocat. Sunt șocat că am ratat Cannon pentru că a venit ăla. Oh my god. Și noi n-am spart freeze-ul. Că n-am murit Cannon-ul. Cred că îl spargem acum. Deși îl spargem, vai de capul nostru îl spargem. Așteptat de kill-uri, da, cam așa. Tot îmi pușează înspre noi. Oh, alo. Băi, și mai strică și Jana asta, totul, coboară unul câte unul. Hai, ratez farm doar ca să am wave-ul bun. Trebuie să fac asta. What, are 27 CS? LOL? Bă, unde mă joc? Unde mă joc? Hello? Cum să ai atâta CS cu Eni, care are 625 range, what? Poate să dea la sit-uri, ce se întâmplă? Să nu dea Sona flash pe mine. Dacă dă flash, mai pun așa trepuri unde ar putea să dea flash-ul. Să fie totul Gucci. Ouleu, ce-i aia? Îi schimbă forma? Ce-i aia, man? Schimbă forma sau două abilitate? Cred că are două abilitate. Mohomo. Cream că funcționează ca DJ. Ăla. O să-mi ia Cannon-ul asta. Iar tăi un Cannon, cred că e al treilea Cannon pe care l-a tăiat. Bravo, Jace, ai IQ 2. Ai IQ 2, man. Mamă, e tot slow. E tot slow, dar eu nu dau damage. Unlucky. S-a băgat Jace-ul meu. S-a băgat cu capul doar. Cu creierul nu. A băgat capul în față. Și a zis, bă, hai să vedem ce-o ieși, o ieși. Hai, al patrulea chiar nu-l mai ratez. Al patrulea cu noroc. Mai luăm dragon ăla. Caterinca. Bă, dar asta nu e un bec bun. Au, cred că ține chenul ăla ceva. Hai că încet, încet faci și ei în farm. Care viziunea acolo? Pe bune! Ai frate, pe bune nu se așteptau la asta? Come on. Come on. Adică nu, asta, da, așa, nu, să mă duc. Mă duc aici. Rip. Open this. Bine, open. Primul match open, nice. Crabola mov. Brunza ce este? Ah. Am înțeles, Dani. Am luat și al 5-lea cannon. Gangplank nu vine pe boc, că vreau și o plate-ul ăsta. Am arătat prea mult. Prea mult gol, trebuie să iau cannon-ul. Plate-ul. Ui, își face weekend. Aici își face weekend. E chiar așa de bun? Eu zic că e mai bun Phantom Dancer-ul first, dacă nu e mult AP. Plus că e Annie, adică n-ai cum să-i reduci damage-ul lui Annie. Tot one-shot îți iei de la Annie, orice-i face. Poți să-i reduci damage-ul lui Annie doar dacă pui shield, dacă pui 50 magic resist degeaba. Cred că mai bun era Phantom Dancer, că e și mai ieftin Phantom Dancer și îți dă mai mult attack speed. Nu, că eu turbez, nu. Eu turbez, hai să spargem freeze-ul. Două headshot-uri, esa. Esa bambino. Opa! Cine e ăla? Opa! Udis! Udis! Are item, man! Are item-ul! Oh my god! Vă uitați la el? Uitați-vă la Udir! Crazy loco! Cred că face 1v15. A, secundă damage. Și o cam ia în guriță. Mă, dați un net, ceva. Să dau și o ră. Nu? Bine. N-avem chef. Ok, numai după aia. Că vine Udir și îmi dă la papacioc. Build-ul ăla de tank Kog. E nenorocit dacă faci asta. E chiar nenorocit dacă faci asta. Nu mai suntem în sezonul nou, în sezonul 10, man, să-ți iei Frozen. Dar ce să mai mă? Îți luai Frozen mare tu așa. Nu mai sunt în sezonul 10, man. Calmează-te. Că atunci am luat și eu. Îți luai, parcă ce-ți luai? Îți luai... Aoleo, nu mai e nimic. Nu cred că mai e nimic. Am mana de ultă. Îți luai Guinsu, după aia încă un item, nu știu ce item. Ceva de atac, parcă Rona nu. Wow, de ce îmi crește ping-ul? Hello, man. Hello, ping. Și după aceea... De ce e full tank? Bine, cu buții, logic. Cu buții. Nu trebuie să-mi dau back sau e că vând culul. Bă, niciun FF, mă. Biule tank Kog îl făcea un kill când era Frozen Mallet. Da, 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 când era Frozen Mallet-ul. Îți luai Frozen Mallet-ul, tot așa Randuinu sau Frozen Heart-ul. Și după aia finalizai cu încă un item de tank sau de damage. De obicei ori îți luai Bloodthirster la last item, Ori alt item de damage, de tank. N-am mai știu ce item de tank câți luai. Sau puteai să-ți iei și Guardian Angel. Ce-a făcut omul ăsta, man? Hello, îl campezi pe tref la 201? Hello, man, come on. Come on, man. Come on, man. Nu-l poți campa pe tref la 201, e imposibil. E dovedit științific că nu poți face asta. Ok, o să pun niște trepuri la mișto. Hai, saluti. Saluti tutti frutti. Nice. Bă, joacă așa de prost din amicii ăștia, încât nu-mi dau seama care trolează, noi sau ei. Chiar nu-mi dau seama ce a vrut să fac acolo. Asta și făcea și el? Nice. He knows what's up. A, Weekend, da, corect, corect, Weekend. Noi făceai și Weekend-ul, da, da, da. Am uitat complet de Weekend. Plus că era mult mai bun Weekend-ul în sezonul 10. Weekend-ul în sezonul 10 îți dădea și healing. Când erai parcă sub 50% HP îți dădea 50% healing din damage-ul pe care îl dădeai cu Weekend-ul. Și era pentru un DPS ca Kog'Maw, era incredibil de mult. Mi-au luat Dominic. Și mai au o dasă de attack speed. După aia, după lor Dominic cred că îmi fac Rapid Fire-ul. De ce mi-au luat Dominicul? E bine pentru că să-i tank. Ăsta nu-și cumpără HP, dar o să fie și el tank. Ăsta din nou o să fie tank. Casiopea din nou o să își ia ceva HP. Și asta din nou își ia ceva HP, uite. Deja își lua ceva HP. Deci lor Dominicul e efectiv must buy. Mai ales că Caitlyn este ADC-ul cu cel mai mic HP din joc. Deci insane value. Erau mai știu itemele înainte? Bă, majoritatea sunt ok acum. Sunt ok acum. Da, unele au fost stricate și le-au scos puterea. Dar acum părerea mea că mai multe iteme sunt bune. Nu sunt anumite iteme bune. Bine, designul e groaznic, dar da, încet, încet te acomodezi. Cred că mor de inimă, n-am farsight-ul din păcate. Nu trebuie să-l iau. Să mor de inimă. Is dead, go AFK, man, nu AFK, avem nevoie de el. Că dă și-l poc acolo. Singura noastră sursă de poc. Eu nu nimeresc eu. Mai e și Jana, da, dar Jana nu dă damage suficient. Și nu-mi place ce e aici. Ok, a dat ult. Și eu mor, hello. Nu mai mor pentru că el nu dă damage. Oh. Let's go. Opa. Wow, m-am speriat, am crezut că e altcineva, nu Kog'Maw. LOL, m-am speriat. Ui, what? Bă, chiar mai era cineva aici. Ok, și acolo ăsta e prea insane. Ia să bușăm. Hai, itemele de junglă, că avem un item în minus față de acum. Da, itemele de junglă erau foarte, foarte nasoare. Însă depinde, depinde ce te jucai jungle. Dacă te jucai tank jungle, aveai un item jumate cu ăla de jungle, pentru că era mult mai bun decât un item normal. Sau ăla de AP pe jungle. Deci astea două chiar erau foarte bune. reckon. Ok, ok, am ținut puțin de vorbă. Pot să-mi iau lor Dominic acum. Ăla de jungle pe AP era super ieftin și îți dădea la fel de mult damage cum îți dădea Ludan Seco. Adică îți dădea pasiva aia de la Ludan Seco, activa de fapt. Adică, bă, nu activă, pasiva, care se regenera și făcea nebunel. Și era extrem de broken în chestia aia, pentru că o aveai foarte early și parcă dădea bonus damage în monștri, nu știu sigur. S-ar vrea să vorbesc prostii aici. Ce dracu. Că poți să-ți cumperi când începe meciul, nu la primul bec cum era înainte. Da, dar lacrima o stacai mai repede înainte. O stacai mult mai repede. Iar nu-mi lai farsa, bă, eu sunt imbecilul. Zratangiu, ești nebun. Așa nu fac beră, nu. A, ba da, lol. Ok. Ok, man. Era tot HP-ul. Am vrut să mă duc mai așa să dau tot damage pe Baron. Dar oricum erau foarte mici șansele să le... Oh, Valeriu, mergi de sub. Respect. Mua. Static cool cu static și infinity pe orice champ era GGZ. Era mișto static, într-adevăr. Mai dau așa damage la Caterinca. Oho, cine l-a damage la Sona? Sona l-a. What? Era un butoi acolo, nu l-am văzut. În fine. Cred că e cineva acolo. Deci nu vreau să aflu eu. Ba nu e bine, era mișto staticul. What? Într-un fel, na, e bine că l-au scos, într-un fel nu e bine că l-au scos. Pentru că staticul era cumpărat mereu. Aproape, nu? Mereu. Îl vedeai pe una de carry. Și așa au dat posibilitatea la mai multe iteme să fie testate, să fie cumpărate, să facă nebuneli jucătorii. Și asta e bine. Pentru că nu se mai bazează pe un singur item. Însă era și un item bun, adică îți dădea foarte multe pentru costul lui. Iar stai strâmb, ia sau strâmb. Scuză-mă pe mine, gata, sau drept. Dau și ultă, nu mai dau ultă. Oh, l-am omorât cu ce l-am omorât? Cu rugăciuni l-am omorât. Ce mă? Stai, umorul din stânga. Era mai jos, mai sus. Ba nu, era mai jos, mă, ce vorbesc, deja nu mai știu să vorbesc. Stai puțin că mă joc aici meciul, după aia mă îndrept. Ok, nu i-am dat cine știe ce damage. Bă, dar putem și noi să nu fugim, dar... Dar cine să fugim? Dar Sona care dă ulta pe mine? Să nu ne luăm one shot, eventual. Da, nu pot să fac nimic aici. Decât să mă rog că l-omor pe ăla, nu l-omor. Stai, mă. Depunem aici frumos. Acum e bine, mă? Cred că e bine. O, parcă tot se vede ciudat. Stai, nu, așa. Așa e bine? Gata, stau ca în vitrină. Cu static farm mai lejer cu orice champion. Dă-te un hit și blow wave, ești nebun. Acum e perfect, gata, așa stăm. Așa stăm tot stream-ul. Stăm ca în vitrină. Stai că iar mă stricai. Gata. This Jay is so funny. Are nevoie de boost, Jay, să se miște. Acum am 3 iteme și pot să dau din fundul curții one shot. Îmi trebuie infinity-ul, dau. Să dau headshot-ul ăla nebun. Așa să rămâne toate live-urile, așa rămân, mă capsez aici. Mă capsez aici și vă salut. Ce faceți, băieți? Stai cum vrei. Păi nu stai cum vrei, că după aia dacă stai incorect e nasol. Ajutorii lui și ăștia mă țin la școală. Aoleu, de ce te țin la școală, Alexi? Ce-ai făcut? What happened, bro? Te-au luat pe sus? Opa. N-am heal. Să rămâi sănătoasă, Annie. Te-ați dă ulta pe ea, să văd. Am o să-mi iau one shot. Am la Caterinca. La Caterinca, boys! La Caterinca! Nu faceți zici că eu nu mor. Hai mă. Hai mă, un hit nu putem să-i dăm, să-l omorâm. Ok, GG match-ul. GG match-ul, că nu știu ce s-a întâmplat aici. Trebuie să te relaxezi pe scaun. Păi fii atent, dacă stai relaxat pe scaun, de cele mai multe ori stai greșit. Și după aia dacă stai greșit, îți moare spatele. Și rămâi strâmb toată viața. Mereu, când ceva e confortabil, de obicei nu-i bine. Nu-i bun. Înțelegi? Și când dormi, dacă dormi în cea mai confortabilă poziție, de cele mai multe ori poziția aia nu este cea mai recomandată și cea mai sănătoasă. Putem să apărăm? Nu, nu cred că dă Pogmaul ăla, dă pentru 15 persoane în Nexus. Da, bine, acum dacă se duce un număr mai jos decât altul, aia e, băieți. Adică dacă dorm mereu pe burtă nu e bine. De ce în alte ori nu e bine? Îi dăm honor, îi dăm lui Jana, pentru că a fost suport nostru. Minus 17, pe bune? Glumești! Când dorm pe burtă, dorm cu capul doar într-o parte. Corect. What? Clash? Pe 11 iulie e Clash? What the fuck, man? Hai, cine mai jucăm acum? Hai să ne jucăm campionele acum. Nu zic că închei nu era reală, dar nu am avut prea multe ce să fac acolo. Îmi trebuia mai multe iteme. Îmi trebuia Infinity Age-ul ca să întorc fight-urile, că atunci dădeam damage-ul la craziness. Dar fără Infinity nu prea pot să fac multe pe Caitlyn. Și aveam nevoie și de rapid, deci na, e cam over la iteme. What the fuck, man? Cine sunt oamenii ăștia? Joacarea de carry. Mulțumim, Dani, de această sugestie. Bineînțeles, o să fie luată în calcul, dar nu o să fie și aplicată. Dar mulțumim, mulțumim. What is this, man? Eu mi-a de cheie mai bună, zic eu. Și această sugestie este una foarte bună, dar bineînțeles o să o luăm doar în calcul, nu o să o aplicăm. Dăm așa unui Rengar. Corect, mereu pisicile mai drăguțe omoară pisicile mai fioroase pentru că sunt mai drăguțe. E logic. Swain Da, Swain ar fi și el o propunere foarte bună. Din nou este luată în calcul propunerea. Îl băgăm la borcanul de propuneri. Swain este OP. Da, băgăm la borcanul de propuneri. Băgăm acolo. Ce mai vreți să mă joc pe bot? Mă joc și Trinda pe bot. Urgot de-ăștia, Darius. Glumesc. Păi chiar nu m-aș juca. Trebuie să înțelegeți o chestie, chat. Eu nu mă joc chestii care nu sunt de carry pe bot, decât de la fan. La normale sau la flexuri. În rest nu mă joc așa ceva. Orice, dar nu de carry. Mă, știu că de carry e cel mai prost rol, dar nici chiar așa. Nu-i da Sate în halul ăsta. Nu halul ăsta. Suportul este nașpa. Nu mai pun suport decât de carry. Pentru mine cel puțin. Deci nu dați hate în halul ăsta la de carry, pentru că e un rol care încearcă, da? Riot încearcă să-l balanceze, să-l facă puternic. Dar nu merge, nu merge, efectiv nu merge. Orice se întâmplă nu merge, man. Am zis la șto, la mișto. You'll play Samira? Man, nu mă obliga să mă joc Samira. Nu. Deci să mă joc Samira, e useless, garbage champion. Se mișcă greu eu, păi și ce, dacă ți-a prins un, ai murit. Efectiv, Swain e ca campionii cu hook, dacă ai prins hook-ul, dacă ai prins eu în cazul ăsta, ești mort. La felul la lansare. Bă, a felul la lansare l-au calculat în felul următor. Jucătorii o să aibă nevoie de foarte mult timp să înțeleagă ce face Aphelios, ca apoi să-l joace bine. Dar aia nu s-a gândit. Păi stai puțin. Are 5 abilități? 10 abilități. Cu siguranță nu o să spameze toate abilitățile și o să vadă ce iese. Nu, o să se gândească, bă, dacă dau eu așa, așa, așa. Nu, frate, le spamează efectiv. Până și guide-urile spuneau la început cu Aphelios că orice faci pe Aphelios funcționează. Orice faci pe el funcționează. Până i-au dat nerf-uri și apoi a trebuit să-l joci skilled. Dar la lansare, efectiv, nu trebuia să-l joci skilled. Dacă jucai skilled, pierdeai. Dacă calculai totul. Trebuia să arunci fiecare. Dacă aveai Q pe calibru, îl aruncai. Așa. Orice făceai, trebuia să o joci la troll. Și așa câștigai orice meci cu... orice meci cu Aphelios. Fără să știi ce se întâmpla. Trebuie să știi doar că va funcționa. Mi-a Tristana. Avea Tristana. Rogin. Hai, let's play a Jhin game. Da, toate combinațiile erau bune, corect. Corect. Nu exista combinație proastă. Până când au început să-i dea nerf-uri. I-au dat nerf parcă la Infernum și la Chakram prima dată. Și de atunci a început să devină mai slab. Au team-ul de carry! What? What? Team-ul de carry? Man! What? Și nici nu pot să-mi iau armură. Că au 4 AD. Cred că team-ul ăla se duce și el cu un AD. Cu PTA. Îți dădea one shot, da, îți dădea one shot. Erau și mimuri. Își jucau ăștia la competitiv și făceau montajul de la de 200 de ani. Era unul, nu mai știu la ce echipă era. Parcă la Vitality, nu mai știu sigur. Și a făcut un 1v3 efectiv, un competitiv. A făcut un 1v3 așa lejer. Lejerea nu a făcut. Și avea parcă un item sau două. Jarvan suport, sunt curios dacă mergea pe... Da, Jarvan AP merge... Puh, Jarvan suport merge jocea pe. Și chiar merge. Adică e broken chestia aia. Stai în fundul curții, dai un A și îi dai one shot de carry amic. Chiar insane. Diga scobitoarea. What is this? Hai să vedem dacă jungle-ul meu banează ea Samira. Că banează Samira meci trecut. Ce-am selectat? Ok, face target ban. Aș fi făcut și o target ban dacă ar fi avut campioni reale aia. Eu mai decât să suport, este enervant că protejează cu echipierul cu blandici, nu poți să faci nimic. De aceea stingi monitorul. Te joci la beznă. Dacă stingi monitorul nu vezi, dar poți să faci chestii. Corect? Corect. Iară Kha'Zix. Ok. Acum am toți de Kirin afară de Tristana. Hai să vedem ce ne jucăm. What we playing? Suportul meu ăsta cred că e altul. Toporn. Ce pot trola? Trolesc cu Ezreal? Hai să trolesc cu Ezreal. Trebuie mereu în fiecare zi să mă joc cu meci de Ezreal, altfel nu mă simt eu bine. Chiar dacă îl trolesc, chiar dacă nu-l trolesc, trebuie să joc unul. Ok, și au Alistar. Ah, da, trebuie să mă gândesc că au Alistar. Da, merge. Merge destul de decent în Alistar. Și am văzut recent cum să-i dai one-shot toată lumea. Ți-ai lor Domenico pe Ezreal, nu-ți mai Gragiu. Am văzut la Cheta și chiar merge chestia. La început am zis, bă, s-a trolează. Dar după aia am văzut cât damage dă. Și chiar merge, deci chiar merge chestia aia. Zic că la noi plac tinurile Ultimate. Asta pe Ezreal nu-i cine știe ce. Ia să schimbăm. Dar nu am cine știe ce skin-ul. Dacă l-aveam pe ăsta, Belta Academia sau Pajama sau Psyopsu, atunci era belea. Dar acum cu skin-urile astea sunt alea la 1350 mai mișto. Ăla pe Lux, cred că la pe Lux e cel mai mișto Ultimate. Pentru că ăla chiar se simte a fi ultimei. Sau ăla pe Serafin. Bine, ăla pe Serafin e puțin mai ciudat. Dar și ăla parcă merită. Nu știu voi ce ziceți. Merită la pe Serafin. Bă, ce se jucăm ăștia de carry? Ziggs? Man, come on, Ziggs de ADC? What is this? Acadeu, ne. Deci Lux și... Lux cu... cine se mă? Serafin. Alea fi cam singurele skin-uri mișto Ultimate. Ăla pe Ezreal i-au dat și un rework și arată în continuare groaznic. Nu se simte ca skin Ultimate. Ăla pe Odire e campionul vechi și na, se simte ciudat, foarte ciudat. Și care mai e? Ăla pe MF e mai ieftin, deci e undeva decent. Care mai e? Ata, ăla pe Sona, și ăla pe Sona e ok. Dar parcă e foarte vechi. Se simte extrem de vechi. Lord Dominic mai este OP ca sezonul trecute, logic, e mai OP acum. Ca sezonul trecut e mult mai OP. Zăla Charge Armor Pen, poate îți dă mai puțin AD, dar are pasiva aia care îți mărește damage-ul contra tanci. Dacă au mai mult HP decât tine, îți mărește până la 15%. La persoană e mișto pentru altceva. Corect, corect, Kai, corect. Corect. Nice one. Să este... oh, ăla are 41 level-ul. Și unul pe GG. UGG. Are pe contul principal pe Snowdy și Ezreal. Nice. Nice. Și a cumpărat el skin-urile sau i-a picat? Ok, site-ul ăsta zice că o să câștigăm botul, deși nu cred că o să-l câștigăm. I-au picat, bun. Încă o chestie la alea ultimei, dacă nu mă înșel, îți pică, poate să-ți pice permanente. Deci încă un plus pentru ele. Sunt foarte scumpe. Rare, dar când îți pică poate să pice permanent. Toată lumea nu are. Hai. Am fiecare ce poate. Sistemul ăsta, joc solo doplu match, mă dă versus plat 2 și îl câștig. După cu gold 1-2. Păi uite la MMR. Adică uite-te dacă ăia de Gold 1-2 chiar sunt Gold 1 sau 2 sau MMR de Platină. Că de obicei dacă te dă... Tu ce rank ești? Că ai? Platină 2 ești? Uite, zic în exemplu meu. Bine, la Diamond e puțin mai ciudat. O să-ți explic. Deci fii atent. Să zicem că ești Platină 1, da? Dacă ești Platină 1 poate să te dea și cu Diamond 4. Hai să zicem 3 maxim. Dar poate să te dea și cu Platină 4. Și Platină 3. Facem o fake leash. Platină 4, 73 LP. A, păi la, bă, la Platină 4 poate să te dea cu gol, what? Dacă ești Platină mai mare, what? În fine. Nu este o limită, doar că dacă, să zicem, Gold-ul, să zicem că tu erai Platină 1. Dacă Gold-ul ăla avea MMR de Platină 2, să zicem, logic că ți-l poate băga meci. Nu contează MMR, nu contează ce rank are. MMR-ul e efectiv rankul ăla invizibil, pe care tu nu-l vezi, nu-l vede nimeni. Doar că îți dai seama cât îl ai după un win streak sau după ce rank au inamicii. Dacă inamicii au rank mare, înseamnă că și tu ai MMR-ul mare, chiar dacă ești rank mic. Înțelegi? Dar uneori e și random. Uneori e și random. Cel puțin în Diamond. În Diamond, efectiv, dacă ai intrat Diamond 4, e random. Poate să te dea cu Diamond 1 maxim. Indiferent de ce MMR-au ai tăi. Poate să dea cu Diamond 1, poate să dea cu Platină 1, poate să dea cu Platină 2, dacă ești Diamond 4. Dacă ești Diamond 3, nu te mai poate da cu Platină 2 decât dacă are MMR. Ok, Alistar e AFK. Deci e așa la Diamond, nu știu, e puțin bombardier. Un bombardier. Ok, o să dea remake, presupun. Dată în spate, zic, ok. Fac live. Opa, facem kill, first blood. First blood. Zonul ăsta vreau să încerc Diamond. Bă, mult noroc. Mult noroc. Bun meci, mi-a plăcut meciul. Bă, am jucat foarte bine Ezreal, mi-am satisfăcut pofta de Ezreal pe astăzi. Deci pofta mea de Ezreal pe azi s-a dus. Mamă, cât damage am... Mamă. Bă, n-am dat cel mai mult damage în echipă, dar am dat ceva relativ mult damage. Adică pentru un main de Ezreal e chiar foarte mult damage. Mai ales că eu nu nimeresc Q-urile. Pe mine mă dă cu gold și sunt bronz 4. Da, depinde de MMR-ul. Sau poate ai tu MMR-ul mare și te dă cu de-aia. Sau ei mic. O grămadă de acțiuni, doamne, de... Mamă. Nu-mi vine să le zic. Știți voi la ce mă refer. De situație, așa. Sau cel mai mișto e când ești Platină. Platină, să zicem, 2. Dau un exemplu și te dă cu Diamond 1 Master. Atunci e prea mișto. Da, bine. Na. Destul de greu. Ce faci bine, Alex, tu ce zici? Uite, dă inamici un remake. Și acum nu o să mă mai joc Ezreal toată ziua. Ca să-i tradiția, un meci de Ezreal pe zi. Ține luzurile departe. Era să pierd un meci cu un Kazinin care făcuse quadra și pentakill. Iar la tine din echipă Casadino. Mi s-a blocat. Rip. Mie nu-mi dă de-astea că sunt e problemă ceva cu live-ul, așa că... M-a așteptat la tine, mamă. Băi, e extrem de nasol când joacă cineva foarte bine la tine în echipă și pierzi meciul. Atunci e extrem de nasol. N-ai binet. Bă, ziceau unii pe niște guide-uri de astea de streaming, gen setări, făceau setări acolo, ziceau sfaturi. Ziceau că dacă vrei ca viewerii tăi să aibă o experiență mai bună, să pun 720p 60 de frame-uri. Vrei să fac asta? Mamă, dar este din... Bă, de ce este, bă, din peisaj? Aoleu. Cred că o să am o discuție cu chat-ul ăsta că... Se cam iese. Să refac ăla. Vreau să pun 620 pe 60 să meargă mai bine. O să se vadă mai groaznic, dar merge mai bine. Îngrijat cu norocul AD carry-ului care a făcut split push la ultimul fight. Mama, AD carry la split push. Pâinea lui Miezo. Când pierzi fight-ul și vezi un AD carry așa care dă endo. Bă, dar mereu uit să dau like când intru pe live. Aoleu. Păi uite, ca să-ți reamintești, avem acolo mesaj pinned, like și subscribe. Nu las așa? A fost Tristana, deci se înțelege. A, păi Tristana demolează turetele. Le mănâncă. Orice jucător de Tristana când se enervează, mănâncă doar turete. La micul dejun, prânz și cina, doar turete mănâncă. Când se enervează rău de tot sau când se duce, când o duce prost. Când o duce, de cel mai multe ori, când o duce prost pe bot, ca să își revină, mănâncă toate turetele pe hartă. Indiferent că moare, că nu moare, ăla dă tureta. Și face o grămadă de gol, că dă tureta, primește gol de la turetă. Primește gol de la wave-uri. Și primește foarte mult XP. Și te sperii când vezi o Tristana de asta level 18 pe minutul 10. Chiar te sperii. Chiar te sperii, man. Vreau să joc AD carry că se dă focus pe mine. Nasol, trebuie să te înveți cu asta. Ca să joci AD carry trebuie să te înveți că o să mor mereu. Adică că toată lumea te vrea mor, nu că o să mor mereu, că poate nu mor mereu. Să apară mețele Tristana cu Halbreaker, bă, Kai. Bă, Kai, nu, nu Kobe, Kai, nu Kobe. Că o să vezi Tristana top cu Halbreaker-ul. Ba nu, cu botârcă, Halbreaker. Și apoi încă un item de split push. Bine, probabil miticul. Divine Thunderer? Nu știu niciodată. Și echipa nu mă protejează. Când nu te protejează echipa, trebuie să te poziționezi tu mai bine, să te protejezi tu singur. Că n-ai ce să faci altceva. Nu poți să-i obligi să te protejeze. E exclusă chestia asta să zici, bă, echipă pilmi. Nu, nu poți face asta. Pentru că fiecare jucător joacă în modul lui. Dacă, să zicem, nu te vede, nu te vede, n-ai ce să faci. Pentru Nestor ar merge. Ar merge, da. Nu știu ce mitic. Cred că tot, cred că nu. Sau Divine Standard din nou, dacă îl joci top. În solo queue, dacă ești AD carry, joci pentru tine, da. Da. Plus că e foarte greu să urci în solo queue cu AD carry-ul. Pentru că este singurul rol care se bazează doar pe echipă. Bine, nu singurul. Rolul care se bazează doar pe echipă. Dar este și rolul care nu poate într-un fel să influențeze echipa. La modul că, dacă să zicem, Catalina ta de pe mine se descurcă foarte bine, tu nu prea poți să o ajuți să se descurce și mai bine. Pentru că nu poți să-i dai kill-uri tu ca și AD carry sau farm ca și AD carry. E greu să faci asta. Nu poți să faci roam cu Catalina aia pe mid. E extrem de greu să faci asta. Pentru că și tu joci un rol de carry. Decât dacă te joci, nu știu, Senna poate. Hai să zicem, dacă te joci Senna merge. Dacă te joci orice alta de carry, foarte greu. Am odată cu Lucian de a focus game pe mine și aștepta echipa mea să mor. Bă, mai sunt și sacrificii de-astea. Take one for the team. Era Blizz lângă mine și după ce muream îl omorau. E, acolo cred că e nesimțire acolo. Poate chiar am reușit să intru Gold 2 sezonul 10 și după sezonul ăsta m-am mutat pe suport. Am pierdut unul, boys. Am pierdut unul. RIP. Mulți jucători de AD carry se lasă de rol efectiv pentru că e dog shit rolul. Extrem de mulți. Bine, și mai sunt și specimenele alea care se joacă top și după aia vor să învețe AD carry, nu știu de ce, dar vor să învețe AD carry, că topul aparent e boring. Topul e boring, man, nu cred că te-ai jucat AD carry. AD carry mai joc la flex. Băi, ăla nu e aceeași chestie. Nu e aceeași chestie. Presupun că te joci la flex cu băieții, cu squad-ul. With the squad. Mamă, bă, iar sunt first, pic, mă, ADC pref. ADC pref. Ni tu. Aici să luăm. Oh, e Karim. Ar merge, gen. Este să zic că nu mai au. Tristana n-am chef. Ce mai e broken? Hai să iau gin. Facem și niște runde la mișto. Dacă erau AP pe bot, turbez. Can summon dodge. Bravo. Jucam cu Lucian, dar de când s-au băgat, m-am lăsat de el. Nu prea îmi place. Dar mai place și m-am mutat pe top. Lucian nu cred că a fost niciodată bun cu itemele de carry. Pentru că itemele de carry se bazează pe critică și Lucian nu e genul ăla de carry care are nevoie de critică. Can summon dodge, ăsta și la Kha'Zix. Dacă și la Kha'Zix de carry, mă joc. Mă joc, gata, mă joc meciul, eu nu dau dodge. Nu dau dodge, mă joc meciul. Now you have dodge. You dodge. If you troll pick, you dodge. Don't scare me, little man. Nu mă sperie, omos, nu dau dodge. Nu dau dodge, eu nu dau dodge. Nu mă interesează. Faci troll pick? Hai, doi dodge. This is EUNE, not American school. Nu mai sunt clasă. Am avut un match de carry 0-0-0 și eu și n-am ieșit de pe bot până la minutul 10-14, dacă nu mă ieșel. Bun, pacifiști. Prima dată eram main breeze, nu prea mai joc. Ca sub OP. Ban OP. Glumești că am intrat în meciul ăsta? N-am intrat, boys. Nu poți să intri în meciuri de genul, man. Nu poți, e imposibil să intri în meciuri de genul. Nici pe UNE nu poți face așa ceva. Pe UNE în Diamond nu poți face așa ceva. Când era main blitz, nu prea mai joc, support sunt cele mai buni. Dai hook-uri de alea nebune, ții smite, dai smite-ul pe minioni și apoi dai hook-ul printre minioni. Dacă faci chestii de alea, thumbs up, Dani. Thumbs up. Ăla mi se pare cel mai bun și cel mai bun mod de a juca blitz. Sau 3 sau orice hook, champion. Tot jucam cu Mundo până să ia rework, păi și acum ce are? Mi se pare mai bun rework acum. Pare mult mai bun rework acum. No cap. Mundo Jungle nu pare așa bun. Nu-mi pare așa bun. Să ne lasă Mundo Jungle. Pentru că Jungle Mundo nu-l poți juca la tank. Adică nu poți să-ți iei runele de tank. Trebuie să-ți iei flit-ul. Și cu flit-ul e super squishy. Early game. S-au mai văzut Guardian pe Mundo, dar nu-i ce trebuie Guardian pe Mundo Jungle. Ăla vechi era bun pe jungle? Nu știu, nu mi s-a părut niciodată bun Mundo Jungle, orice Mundo, nici ăsta nou, nici ăla vechi. Adică de obicei, dacă n-ai campion, dacă campionul tău nu are CC, nu prea e bun jungle. Bine, mai puțin Kha'Zix, Kha'Zix merge jungle, că e făcut pentru jungle. Dar în general, campionii care nu au CC, adică n-au hard CC, să zic așa, hard CC, că CC au foarte mulți. N-au hard CC, nu sunt foarte buni jungle. Pentru că nu poți să faci setup-uri de gank foarte bune. Mundo da are slow, dar na. Greu. Vechiul volley înainte, cum era vechiul volley? Avea ultimata aia, static chef parcă, bine, nu static chef. Era ceva de genul. Avea Q-ul ăla. O, nici nu mai știu cum arăta vechiul volley, glumești. Dar avea același Q parcă. W era același, eu care era? Nu știu care era eu. Dai Q era atunci te întorci la FK Farm, exact. We are playing against my friend. Ok. If you say so, if you say so, you must destroy him. Ne jucăm contra prietenul ăsta. La finalul sezonului 10 am început să joc Call of Duty de Fear. A, da! Aveai Q, dai cu Q pe spate. Ba nu, ba da, dai cu Q pe spate și eu te duceai lângă el și făceai așa boom și dădea fier. Sau nu dădea fier? Nu dădea fier, mă. Nu, de efectiv îți dădea knock-up. Dădea fier? A, la minioni. A, ok, la minioni. Dacă dădeai QE, parcă îi dădeai stun, nu? Deci avem vei în mid. Deci avem vei în mid. Lăsă top. Ah, se zice top, ok. Eu jucam cu Gosmondo. Cred că Ghost se joacă, n-am idee. N-am idee, am jucat, cred că... De fapt n-am jucat, nu cred că am jucat Mundo Jungle vreodată. Sau cred că l-am jucat pe ăla din sezonul 10, pe ăla vechi. Na, nu știu. Oricum nu prea am experiență cu jungle. Chem Kenk. Nu mai e bun Chem Kenk-ul, din păcate. E destul de slab ai tău. L-am nerfat rău de tot. Bă, dar tot genul meu, man. Tot genul meu. Vei mini tu Victor. Nu da switch. A zis ok asta. După ce și-a luat 2 sau 3 nerfuri, n-am mai jucat Olaf. L-au mâncat pe Olaf. A devenit și el broken în competitiv și după aia l-au spart. La switch ăștia, mă. Lady, au doar Malphite, man. What do you mean? Nu contează full AD-ul. Malphite oricum o să aibă armură. Chiar nu contează full AD-ul aici. Plus că avem Vayne. Avem și Jhin care dă din fundul grădinii one shot. Dar Vayne în Malphite e destul de nasol. Și match-up-ul ăla. Mamă, iar mi urcă ping-ul, că nebunesc. Draft e kind of troll? Care e troll cu Vayne top? Victorul ăla arată ca vechiul splash art. Zonul 3-4. Nu știu. Nu știu cum era splash art-ul. Puuu, splash art-ul ăla. This guy is my friend. A, păi ne campează botul ăsta, nu? Ne campeze botul, probabil. So I do. Jucați din beta, din pre-season 2017. Bă, când eram mic, mi-a zis taică-miu de jocul ăsta, cred că din sezonul 4. Dar nu m-am jucat niciodată în sezonul 4. Pentru că la început nu-mi părea așa interesant jocul. Și ce mă jucam eu când eram mic? Mă jucam Starcraft o grămadă și Age of Empires. De-aia nu-mi părea interesant jocul, că... Na, nu era... Aoleo, Jana, bă, ești contra prietenul tău, dar nu trolezi așa. Nu părea așa interesant pentru că na, nu era tot așa city builder, strategie, să faci resurse, chestii astea. Și părea ciudat la vremea aia pentru mine. După aia, după un an și ceva, am început să mă joc. Și cred că acolo am făcut greșeala vieții mele. Glumeam, boys. Bă, dar Jana are deja 1.16, glumești? Wow. Ok. Ok, karma. Ok, karma. Eu Gucci, bro. Tot dez minunul ăsta. Mă skin de pe campioni. Mamă, nebunule, te uitai la skin-uri, a? Hai că te uitai tu la skin-uri, te uitai la altceva de la skin-uri, nebunule. Nebunule. Nu mor, nu? Ba mor. Ba mor. Ca să n-are eu. Okay. My bad. My bad. Am multă încredere în karma, în Jana. Jucam Sam și LOTR Battle of Middle Earth. Stai la... Mă, dacă mai cu prescurtarea nu știu, dar știu jocul. Lord of the Rings, așa. Lord of the Rings, m-am jucat și ăla. Era gen... Stai, nu. Era ăla de strategie, unde îți făceai tot așa orașe și făceai resurse și chestii. Cai, era ăla, că ăla m-am jucat foarte mult. Dar asta, bun, ăla m-am jucat enorm de mult. Dar nu mai știu campania cum era. Mi-amintesc doar că la un nivel aveai ceva în hartă, în mijloc, foarte mult teren și îți făceai parcă arcași și pitici, nu mai știu exact, care dădeau într-un dragon. Atâta mai știu în jocul ăla. Și încă ceva nivel cu un castel. Atâta mai știu. Eu când... Stai, serios acum. Da mă, da. Da mă, da, Dani, te glumeam. Doar alea mai ții minte. Știu că mă oflicam foarte rău la jocul ăla. M-am mai jucat și tot de la Lord of the Rings, unul cu 3 turnuri, parcă, și fiecare turn avea câte o poveste și fiecare poveste avea vreo 6 levele, ceva de genul. Și na, ca să avansezi în poveste, dădeai la fiecare level în parte de la turnuri și făceai levelul ăla respectiv. Era destul de interesant. Animerit aia, wow. Nu mai știu cum se numește. Ai, bă, m-a nimerit și cu asta, glumești. That's garbage, man. That's garbage, man. Acum dacă nu mi-aduc aminte și aia cu castul, te referi la Mina Start. Nu mai știu. Nu mai știu. Era ceva castel de elfi. L-atacai tu. Nu mai știu dacă... Era de elfi? Nu mai știu exact, dar știu că l-atacai tu. Altul nu mai știu. Nu mai ții minte. Da, dragonul ăla tot așa, un fel de castele, era și acolo. Poate să dea canter lui Jin, orice campion poate da canter. Doar că Jin poate și la rândul lui să dea canter la orice campion. E ciudat, dar chiar așa funcționează. Ala a fost un dodge din partea lui Ezreal. Ok, dacă ăla a fost dodge din partea lui Ezreal la W-ul meu și când n-a intrat în el, o să am o discuție cu Riot după live-ul ăsta. O să am o discuție cu Riot. Dau back aici. Mina Start-ul nu era ăla lui... Aoleu. Ăla al oamenilor. Nu mai știu mare chestie în Lord of the Rings. Ești de la toți counter? La Twitch nu da. Zic eu că la Twitch nu da. Valeriu. Se nervos de a dat pe așa. Wait, what? Stai, ce? Mă, mi-am luat bambus, l-au făcut switch. Așa bătaie pe mine de la what? M-am jucat eu ieri Twitch NA și am mâncat-o. Mama, da. Ok, o să mă duc cafe cap, mă bot. Jana mea suce la rău și nu pot să fac nimic. Am făcut fără freeze. Decât să mă rog. I'm coming. Come, babe. Haide, babe, vino încoace, babe. Mama, ar te chem. Caterinca de chiriu, man. Calmează-te, man. Cu babe aici. Ba da, bravo, babe. Aoleu, babe. Aoleu. Are level 6 ăla. Am arătat, nu pot să cred așa. Bă, mor. Nu-mi place că mor. Nu, dați-vă în spate, vă rog eu, dați-vă în spate, că o jucăm groaznic aici. Doar dați-vă în spate, man. N-am HP. N-am nici level. What? N-am level 6 să pot să stau în fundul curții să fac ceva. A, n-am dat harvesul, glumești? Mereu faci, bro. Bă, eu nu mai dau level up. Miscu, am un bot. De ce te juca, am un support, what? N-am văzut niciodată un amumul serios pe bot. A făcut un live de la Wilson Mid. A pasat după 4 ani. Ai, bă, rău. Ataie-te. Lasă că l-ai pe Trefla aici, care are 50 farm în minutul 10. Și că e Diamond. Auzi el Diamond cu farmă. Aololo. Aololo. Farmez bengos. Farmez frumos. Ah, mi-aș lua buții. Să mă mișc. Vei-mi bate Victor? Nu, nu mai bate Victor. Oh! Nice. Gaming. Production. Stai, nu așa. Stăm drăpți. Bă, aici nu-i mai suport pe ăștia, că vin amândoi pe bot. Duce și karma sa la roam ceva. Farme și eu. Mă chinui aici să mă joc. Hai că pleacă și băieții de pe bot în sfârșit. E bine că îmi dai totul, man. Să fii tu sănătos. Tu cu mâna ta. Eu s-a abandonat pe bot, guys. Eu s-a abandonat. Nu-i poți să de mine pe bot. Au golemi dacă nu mă pasă de mine. Vă iubesc în gura. Oare le iau pe ăsta? Hai că luai. Mama, dar level up, ce mai zici? Bă, bă, calmează, te mă, vin înapoi. De fugi. Mamă, ce nasol e gin la cliuri de pe jungle, ești nebun. Așa e viața de Kiribu. Stai pe bot, stai la o caterinca la cu chat-ul, mai la un camp o junglă. Nu trebuie să stea întotdeauna cu Adekiriu. Dar să nu stea numai la roam. Adică dacă stă numai la roam, măcar să poți dau eu switch cu un lane. Să dau cu switch cu Vayne eventual. Bine, dacă nu se juca Vayne, putem să dau switch cu ea aici și gen venea, să zicem, nu știu, un campion de ăsta mai tanky, Trundle. Trundle top, venea pe bot, se bătea cu ăștia doi, rezista la ăștia doi și eu mă duceam pe top și farmam gratis. Așa ar trebui mereu când vrea să facă suportul rom, adică eu trebuie să facă switch, dar nu pot să fac switch cu nimeni, nici cu Jace nu pot. Ah, ok, stai că Jace se duce mie, stai să iau wave-ul. Ok, uite, acum poate să facă rana cât rom vrea ea, că eu mă duc pe mid. Mă înțelegi? Dar stai că vine și ratatul ăsta pe mid acum. Dă-i un echiu, eventual. Thank you. Ah, my theater is the one. Don't go mid. O, da, să-i duc ping, că se zice bomă, bă, ce mă asta, mă? Să duc ping, bă, veni până aici. Ba nu, până aici a venit pe bot. După aceea să mid, ci bă, logica asta. Nu înțeleg, unde mă joc? Mă joc la handilei? Ăștia că se supără puțin, nu dau și dive. Dacă suportul inamic o faci, n-are relevanță, Dani. O să o faci când vrei tu, omul. Te dau să știi că Adekiriu are ce face. Dacă n-are ce face, nu sunt. O împinsă, nu pot să cred că o împinsă și nouă lui kill. Nu mi-e să cred că o împinsă și nouă lui kill, man. Da, să aștept. Nu știu dacă așa e Ignite, n-am văzut. N-am văzut Ignite-ul. I must wait until the composition is perfect. Nah, no hay para mí. You will learn what beauty truly is. I cannot be good. I must be perfection. Hai, că mă duc eu pe mid. E bine că îmi dai ping-uri, vai de capul tău. Deci nici joc, ăla pe corgi tobogan. Tobogan corgi, mi se pare cel mai nasol. Ești acolo? Nu. Caz că vine Graves. A, bă, nu e top să iei. Ok, să dăm asta. Primi o notificare de la Facebook, lumești? Ăla, bine că fugi cu wave-ul meu. Îl mâncă cu Sunfire-ul, glumești? O, bine că bă, dar poi și eu să farmez, mă, mi-a și chesterii, mi-a și pielea de pe mine, glumești? Hai că... Îl luăm noi la poimari. Îl dracu de dragon. Oricum e bușă. Ne vine ori Mountain, ori Infernal, cel mai bun dragon din joc. Na, nu veni aici. Dacă vii aici, ești bulangiu, man. Lasă-mă să-mi dau back, Victor. Pleacă de aici, Victor. Uite controlul, deci nu te oprești la el. Pleacă de aici, marș. Da, pe Fiddle, Brand și Draven, care costă 975, dar sunt de realitate legendary. Cred că a fost ceva eveniment cu ea, nu știu. Nu știu sigur. Cu Draven, da, sunt sigur că a fost eveniment. Aoleu. Ioi, man, pe bune campați în halul ăla. What the fuck? Bă, dar aici și-a toată lumea immortal pe Vayne, what the fuck? Bine că-l împingi, trăiți arție, mă. Trăiți arție că-l împingi tu, mă. E Herald ăla. Sau să iau controlul, ducă pier farm. Ai, mă, pe bune. Da, bă, așa, nu? Aparent îmi dă one shot. Cred că puteam să fug. Hai. Eu mi-a dat pe Q. 202? Cred că 202 mi-a dat. Mi-a prins 2 Q-uri. În cazul ăsta... Valor Domenico second. Se dau one shot lui Malphite. Și mai mult damage lui Graves. This art is a compulsion. I cannot resist it. One. Two. Dă-mi așa și full tank balanced. A, taie-te. Să mai întâmplă. Să mai întâmplă, bă, Dan, ești dus de-am viață. Nu poate să fie totul corect în viață, mă înțelegi. Nu poate. Nice. A sărit pe el și i-am dat 2 damage. Să facem setup. Dacă vrem să facem baron, trebuie setup destul de bun. Ne trebuie wave-ul de pe top. Oh. Each bullet is a piece of my soul. Each shot is a piece of me. Okay. Ne dăm toți în spate, ne gândim, bă, facem, nu facem. Vreau să pună controlul, așa. O să mai mișto? Bun. Iau și un kill, nu iau. Wow! Essa gaizarino. Oh, mano, îi știi pe LOL Sifu 1? Parcă am auzit de numele ăsta, nu mai știu ce facea. Era ceva de carry? Dacă nu era ceva de carry, nu mai știu. Ce-i cu numele ăla? Dam și inhibu? Nu cred că trebuie să dam inhibu aici. Bă, cred că nebunii Vayne, cred că o luară... Cred că își pierdut mințile Vayne. Cred că își pierdut puțin mințile Vayne. Hai să-mi iau lor Dominic, o să fie Caterinca. Bă, acest short cu tare pe skin-ul ăla, atunci nu știu cine. Dacă era ceva pe AD carry, poate, poate. Caterinca asta. Încă mi-arată care semnul de la W, deși nu pot să dau W pe ea. Mamă, damage-ul meu e ireal de mic. Bun ward. Tot așa, Jana, tot așa cu ward-urile astea, Jana. Tot așa. Play îl ia pe Aatrox și pune primul skin însă A, B sau F. Da, știu și eu. Dar listurile alea. Dar nu știam că există tarife pentru skin-uri. Chiar nu știam asta. Deci gen le explică sau ce? Explică de ce le pune acolo? Eu n-am range. Da, man. And okay, for end, I guess. Opa. O, nu. Malphite, te rog, nu fă din alea. Oule. O, nu, Malphite. Malphite, de ce faci din astea? Lasă-mă în pace. Ne explică, ah, ok. Să fac și eu? Ah, vreau să fac așa cu fiecare campion în parte? Vrei să fac asta, Dani the Nuke? Stai așa, să mai citesc o dată. Aha, și gen, ea... Adică... Cum zici că-l cheamă? Mă uit după meciul ăsta. Mă uit după meci. It is only when the gun fires that I am alive. Exact ce face omul ăla. Că sună interesant. Și sună content, și dacă sună content înseamnă că trefa e interesată foarte mult. Aoleu, chiar. Nothing for me but this. Ce se întâmplă acolo? Aoleu. Aoleu. Am arătat fiecare ultă glume. Acum e momentul în care trollăm toți. Momentul ăla în care se trolează meciul, face shorts, nicio problemă. Fac și eu shorts. Cu oricum shorts-urile sunt broken. N-am făcut niciodată, dar am auzit că sunt broken. De ei ca pe TikTok le vede toată lumea, indiferent de ce se uită ei pe YouTube, o să le vadă. Și așa să fac vizionare și fac o grămadă de ore de vizionare. Că sunt scurte și n-a să fac multe vizionare și făcând să multe vizionare să fac multe ore de vizionare. Broken. Mă, dar am dau cancel la... E, să vom pe tine, Jace. E planta acolo, man. Mă, glumești? Deci, a dat out smite la Q-ul un 1 și la smite-ul lui. Ok. Vei dădu și erou, ok. Ciudat. Să și explic, păi dar într-un short e greu să explici dacă sunt multe skin-uri. De exemplu la Israel e greu să explici de ce. Trebuie să fac totul foarte scurt. This is my love. Mă duc și pe bote, juicy. Juicy farmul ăla. O să văd ce pot face. If I keep getting interrupted, how can I be expected to work? Bravo, Vayne. O IQ 0. I wonder what they think when they see me. La Caterinca. Dăm poc la Caterinca. Asta e că dă și vezi poc la Caterinca. Mai trebuie și mie puțin gold, man. Trebuie 200 gold. Dar e bine că după este plictisitor să nu explici, ok. This would be easier if blood came in more colors. É, como é difícil. My critics are usually short-lived. My clients expect the best. Să nu moară venda la Malfa și e cam gata. Okay, man. Ne-o cam luăm. Ne-o cam luăm în guriță. Să nu-i lăsăm să-și dea bec. Ha, nu-și dă bec. Nu-i lăsăm să-și dea bec, nu-i lăsăm, nu-i lăsăm. Ah, let's go, boys! Nu i-a lăsat, let's go! Let's go! Esa! Esa! Trepul ăla de la Karma, a fost 200 IQ. 200 IQ trepul ăla. Esa, let's go. Bine, am dat basic-ul ăla pe minion în loc să dau pe ziar, dar partea 2. Mamă, damage-ul meu, nu vă uitați la damage-ul meu. Am câștigat match, nu vă uitați la damage. Ia mă, cum îl chema? Lol Sif. Hai să încerc ce boiatul ăsta. This boy. Ce zice? Bronze 5 Gatekeeper on. Hello, how are you doing? You want to die? You die. Ah, gata mă, știu pe ăsta, ești nebun. Gata mă, știu pe ăsta. Ești nebun? Știu cine e, gata. Îl vedem pe TikTok în continuu. Băi, de ce nu mai merge live? Hello? E cam murit live-ul, nu știu. Bine. Bă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De ce mi se mai încarcă ăsta, mă? Voi pe netul de pe telefon. A, acum pe date vrea. Hai, salut. Pe date vrea. Bine. Da, mă, că voi nu vedeți nimic. Bine, asta nu e așa interesant, ia alea cu skin-uri, vreau să văd. Mamă, câte vizionare are, glumești. E, ce se întâmplă? Alien Invaderheimer, that's EB, Blastzoneheimer, Easy F, Boltover Customsheimer, Another F, Snowmerdinger, that's EB, Hazmatheimer, Easy A, Dragon Traderheimer, Strong S, Pool Partyheimer, also S. Oh, cam simplu. Cam simplu. Suna content. Suna content. Dar de ce primește dislike-uri? Nu le Galactic place, Susan, that's an F. Pharaoh Susan, also F. Dread Knight Susan, that's a B. Riot Kid 9 Susan, also B. Infernal Susan, Deserved S. Archduke Susan, that's an F+. Wallbreaker Susan, also F. Lunar Guardian Susan, easy S. Balcast Susan, also S. Space Grove Susan, another S. Bă, cred că m-am pus să-ți vad astea. Ce mai are pe aici? Ia asta pe Mumu. Să-i vreau un campion ăsta cu foarte multe skin-uri. Catarina asta are multe skin-uri. Mercenary cat, that's an F. Red card cat, that's a B. Bilgewater cat, also B. Kitty cat cat, another B. High command cat, that's an F. Sandstorm cat, also F. Sleigh bell cat, easy A. Warring Kingdoms cat, also A. Project cat, easy S. Dusthorn cat, also S. Battle Academia cat, another S. Blood Moon cat, deserve S. Battle Queen cat, easy S boys. S boys. Hey guys, I was just about to play the new Kali when... Să mă apuc, mă, de așa ceva? Ba da, mă apuc să fac așa ceva, doamne. Easy content. Easy content. Dar mai întâi mă apuc să mă duc să mă piș, berbe. Mod de joc nou și skin-uri, what? Ah. Stăpărul zici că e mort. Mamă, bă! Așa, mai bine. Păi ce fac? Măi că ce fac? Măi că ce fac? Fac chiar ce faceam și înainte, nu? Dar ție nu ți-e cald în tricou? Păi am ventilatorul, man. Am ventilatorul pus. E bine. Ce vreți să mă vedeți la bustul gol? Vedeți mușchii? Vedeți mușchii? Oh! Băi asta vreți nebunilor, vedeți mușchii lui Trefla. Știu pe voi. Știu pe voi. În chiloți mor de cald. Vreți să mă vedeți în chiloți? Chiloți de-aia tanga. Facem ceva custom? Da, facem solo queue. Nu facem custom, nu ne mai jucăm custom, nu ne jucăm solo queue. Trebuie să... Bă! Da, mă, cum te cheamă? King Axi. Trebuie să lucrăm, să ajungem master pe solo queue, după aia avem timp de distracție, ai înțeles? După aia ne distrăm, ok, succes frate, mersi bro, îți e succes. După aia avem timp de distracție. Mai să te iei mai eu. Da, lui tricou acum. Cu plăcere. Măi, tricou, ventilatorul, același vânt îl bate. Dați. Bun. Bun. Bun strănut. Dar să de pe Discord că poate afectează ping-ul, nu știu de ce l-ar afecta dacă stai într-o confră, poate. Nu știu niciodată. Bun. Deci, Dania aia cu skin-urile o facem. Nu știu cât de des, dar o să o fac. Mai întâi o să fac de test. Dar stai, cum se făcea aia cu shorts-ul? Mai trebuie să pui hashtag short? Sau ți-l iai el direct? Bă, că să nu pune hashtag short. Hai să ne dăm seama cum face. A, ba da, punem. Ok. Dar nu pune în titlu. O chestie foarte bună la asta, la short-uri, e că efectiv nu poți să-i dai skip. Adică dacă dai click pe short-ul ăla, e foarte greu să ieși de pe el, pentru că tot o să te uiți la tot. Deci tot o să ai pe 100% view rate, ceva de genul. Majoritatea o să ai pe 100%, că majoritatea se uită când dau click pe ceva. Mai ales dacă e de 20 secunde, n-are cum să nu se uite. Dacă nu te uiți la ceva de 20 secunde, chiar că ai dat tot click, ești psihopat, pe bune. Sincer zic. Ah, mă, te doare 2 deja? Ah, ba, nu. Te doare 2? Da, te doare 2, XD? XD? Joacă Corky, ce mă? Bă, Dani. Bă, Dani, ești nebun. O să mă joc, mă, Corky de carry, mă. Nu joc Corky de carry. Îmi place ca pe mine, nu mă joc de carry Corky, ce naiba? Ce naiba, man? De cum se aude? Cât se aude bine sticla asta când îi fac așa. Perchi nu-i bună de carry. În caz că te întrebai, nu-i bun deloc de carry. E bine te joci de carry de așa tradițional. De Corky. Nici nu-i bună meta în mod de față. Poți juca doar în pro play. Pro play, da, Corky e excelent. Dar așa în solo queue nu mi se pare bun. Decât dacă joci cu un duo jungle poate, atunci ar fi decent. Glumeam. Dacă joci cu duo jungle pe Corky, e monstru. Îți iei pachetelul și apoi dai run it down. Ia, ce reușim să fac. O, iar în suportul ăsta Alisson. Nu spune că e ăla de Jana. Nu spune că e jucătorul ăla de Jana. Sper că se joacă ceva real. A, era Nami. A, se că n-am intrat în meci cu asta, mă. Am dat remake, da. Am dat remake, mă, da. Scrie noi de astronaut? Care noi de astronaut? Se bagă acum sau ele deja băgate, ultimele băgate? Se mai bagă? Sunt deja? Pe ce campion? Pe Blitz, parcă, pe Nasus și pe mai cine? Ăla pe Nasus arată mișto. A, uite, pe Gwen, pe Lulu, mă, la pe Lulu arată groaznic. Oh, loc cum arată la pe Lulu. Uța. Bă, iar am de carry pe al lane. Aia nu banară, what? Joc la șansă. Nu alea, dar care alea? Care altele? Altele. Pe care? Astea cred că sunt ultimele. Mola pe nu arată mișto rău. Și pe Rumble. Asta mi-l arată ciudat. Asta n-aud. Uai, ce bun șoc. Nu mai vreau să mă joc gen. Nautilus. Jovain. Mă joc ești. Fuck it. Vreau joc cu Samira, ok. Ramus, Veigar, Maokai și mai erau încă unul, ia. Astronaut skins, lol. Ah, ăstea, mă. Arată ciudat. Asta pe Veigar arată ciudat. Și la pe Ramus la fel. Nu știu, arată ciudat părerea mea, nu știu cine știe ce. Deci nu-mi plac. Nu par cine știe ce. Asta-i Doge? Zramid în Z de Doge, nu? Da, da, tu Doge, Alison, Doamne ferește. Doamne ferește. Bol mentală aia pe Alison. Ăla pe Maokai cel mai tare mi se pare. Cred la pe Maokai. Ia, cum arată asta? Bă, zici că e fotbal asta, n-aud. Are echipamentul de la fotbal, de la skin-urile fotbal. Are tricou și toate alea. Bă, arată ceva de capul lui. Dar și mi se pare destul de ciudate skin-urile astea, astronaut. Ultimele skin-uri în general par ciudate. Bine, alea sentinel care o să apară, alea arată bestial. Dar zic astea care vor să fie mai vesele, par ciudate. Mamă, iar mă duc cu Rage Muscat, asta era Jana. Asta era Jana, mă, asta era Jana. Ba nu, nu era Jana. Dar care era, mă, asta? Bă, Rage Muscat l-am mai avut un meci. Care era? N-am jucat niciun meci cu el? A, n-am jucat niciun meci cu el. Cred că am dat un 2 cu el. Hai să aflăm who this. Let's find out. Who this Biba. S-a jucat un meci azi, lol? Bă, pot să jur că l-am mai avut în lobby. Pot să jur că l-am mai avut în lobby pe ăsta. Și Corky? Ia Corky cum arată. Like, văd ochelarii aia miștocari. A, n-are ochelari miștocari. Au, dar arată urât și ăsta. Au, bă, ce-i mă asta, mă? Cred că au dat fail la skin-urile astea, sincer. Arată urât, rău. Arată prea ciudată la pe Corky. Cred că orice skin arată ciudat pe Corky, că îi schimbă doar avionul ăla. Cel mai mișto skin pe Corky e Corgi Corky, ăla e cel mai mișto. Și poate arcade-ul, ăstea. În rest arată oulu, așa arată oulu. Oulu arată. Uite ce casc în continuu. What the fuck? Da, la Corgi e prea mișto. Plus că are interacțiunea de dă din cur. Poți să faci prea multe BM-uri cu aia. Da, 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 dă din funduleț. Ăștia au brand Soraka bot. Nu spune că au brand Soraka bot. Spune că e brand mid. Ori top și acum așa de carry. Că aș vrea să mă joc Vayne. Ok, nice. Pot să joc Vayne. Pot să joc Vayne, cu felicitări. O să iau Vayne. Da, iau Vayne, iau Vayne, iau Vayne. Let's go Vayne. Se șemau pe Wild Rift, în care este câinele și arată fundul. Oh, yeah! Sau am un skin real. Nu vreau pe la prestige. Hai să iau Dragon Slayer-ul. Nice! Hai, let's go! Let's go, boys! Let's go! Te pregătiți de prăpă. Soraka e mid. Soraka e mid. I-am luat bamboozle. Când faci nuntă cu Vayne. Man, Dani, nu se zic chestiile astea pe live. Iisuse, nu se zic pe live. Încă nu-i decisă nunta. Bă, dar pe bune, Soraka mid. Salut, salut Chris Gaming, ce faci, bro? Bine ai venit pe live. Să mai iau o gură de apă înainte de meci. Echidratăm corespunzător. O să se distreze Akali aia. Păi ciceți, se va distra Akali pe mid? Eu cred că se va distra. O să-i dea Soraka aia Q. Apoi îi dă exhaust-ul și damage-ul la Akali să zice bye-bye. Se duce pe gât în jos. Dar cu Kai'Sa, bă, deja chestiile astea sunt prea personale, nu mai pot să răspund la chestii de genul. Care-i timp compu? Păi healing, healing. Poate healing? E, ne. Healing, healing. Damage, damage. Și chestia asta. Și chestia asta. Soraka is an aggressive laner. What the fuck? Ok. Agro Soraka mid sounds fun. Soraka mid agresivă sună prea mișto. Abia aștept să o mănânce Acalia mea. Salut Marres, ce faci, bro? Ce faci, bro? Deci nu e level-ul? Ia uite level-ul. Ce pui pe pernă și... Na, na, gata Dani, deja e prea ciudat Dani, Dani, e deja prea ciudat. Calmează-te bro, calmează-te. Calmează-te man. Calmează-te, nu trebuie să iau o pernă. Pe bune, nu sunt din ăla. Come on man. Hai bă, dă-i un W. Așa, dă-i W pe lângă. Ce-mi place când dă brand W pe lângă. Așa de mi... Oh, l-o dă-i cu basic-ul pe lângă. Hai, de la un minion. Oh, dodge. Bun dodge. Let's go, boys. Let's go. Nice dodge. Nice dodge. No. No. Aici am și o șmecherea level 2. Nu prea putem că... Stai că puși asta o leacă. Puși o leacă. Ia, hai să vedem. Opa. A, mi-a exhaust. Mi-a exhaust, s-a dus totul. Nu mă mai mișc. Nu mă mai mișc, man. Dar e Kai'Sa low. A, am dat Q prea devreme. Unlucky, mă duc în față, dai un W la Caterinca, Bren. Nu vrei să dai W, Bren? Hai mă, Bren, dai mă un W la Caterinca, man. Hai mă, Bren, hai mă, Bren. Bren, boli? Who that? Oh my god, cine e ăla? Nu! Nu! N-am terminat, n-am făcut level 3, nice. Nu. Treci, hello. Baza e în partea aia, Am văzut eu că e în partea aia, nu te mint. Cred că e... E o leacă crazy asta pe Rek'Sai. O leacă cam prea loco craziness. Amă, bă, treci, bă, calmează-te, men, calmează-te, ho, Brand! Ăsta la alt, nu Brand, și Brand, hai, calmează-te și tu. Treci, Brand, calmați-vă, boys, știu că e bătălia suportilor aici, dar nici chiar așa ea. Primul tău mâna de carry. E nice trash. Jinx. Cred că am mai zis asta. Povestea mea cu Jinx. De la normale. Poveste foarte mișto cu Jinx de la normale. Nu mai da W, așa că strici totul pentru Kai'Sa. Calma-te, man. Calma-te, Brand. Ești un zombie, n-ai creier, știu. Da, calmează-te, o leacă. Ne-am dat cancel la base, nu pot să cred. Noi stăm chiar repede. Trebuie un hit. Ah, mi-am luat bambuza. Hai să dăm o poțiune. Și duc cancel la B, cred că nu te-am văzut, mă. Cred că nu te vezi, mă, Brand. Ba, da, ăla e cu toată casa, mâncați-și gura ta. E că jumătate de lane ăla la lui Brand. Ești nebun? Bă, ca să nu mai are nimic, putem să dăm pe ea. Dar să prindă asta o abilitate, asta cu trash-ul. Băiatul cu trash-ul, prinde și tu ceva. Aoleu. Aoleu, farmul. Aoleu, trash! Ok, trash! Trebuie să aștept, Nu mă rămân nimeni. Calmat. Ok, acum tu mori. Tu moară, man. Just go back. Don't fight it. You can't. We can't. One-shotted you, loco. Loco pendejo. S-a blocat imaginea. Oh, what? E bine că îmi dai exhaust. Păi, dă-mi un hit gratis, easy. Are 2 kill-uri asta și-am 3 asisturi, merge. Merge, nu zic, nu? Doar să farmez. Deci înainte. What? What? Să-și dă cancel la basic-uri. Ce se întâmplă? Blochează non-stop. O, Dani. Poți să închizi YouTube-ul să-l aprinzi la loc. Poate merge asta. Altceva nu știu ce să zic. Eu de obicei așa fac, dacă mi se blochează în continuu, ori ies de tot, ori ies de pe YouTube și intru la loc, pe live video, chestii care mi se bloca. E, să fii sănătos, Brand. Să vii cu sănătatea în piept. Și-a ratat totul, mai puțin W-ul și eu. Când se omorăm, nu mai are exhaust ca Isa și ăstălalt are ignite doar. Dar are rău. Are rău, ne trebuie ultă de trash. Să-i dea o leacă de zonă. Recles, reclec, rechec, ce faci, Mihai? Ce zici? Checles, a, așa. Checles. Poate să-i dau solo bolul ăsta. Dacă îmi dau one shot, dacă îmi dau ult aici. Hai să nu aflăm. Hai să luăm farmul. Am gata. Mamă, dai. E chilling spre acolo. Nu veni, bre, nu fi bolangiu de la. Hai, lasă-mi dau back. Lasă-mă, man, să-mi dau back. Dacă vii. Na, man, na, man. Ești bolangist, man. Ești bolangist de gradul 15, man. Calmează-te. Calmează-te, bre. Pregătesc pentru sesiunea de solo queue. Bun. Faci pregătirile alea, cum le facem noi pe Sea of Thieves. E resursele necesare. Îți creezi gândurile pozitive. Deschizi taburile care te vor ajuta. Și cauți campionii din meta. Ți-ai luat căucile alea de care ziceai tu? Să-mi accesezi WPV în logic. Să mă acces dublu pe pocăi. E, pe ăla nu ai vrut să-l iei. N-ai avut chef să-l ia pe ăla. Ăla încă stă în buș de 21 de ani. Ok. Ok, man. Ok, man. Tot dodge. Un hook. Tot așa și de la anul la Nexus. E reală chestia asta. E reală chestia asta, ce-am văzut. Fără coș deocamdată. Bine. Nu glumești. Păi bune că ai vrut să-mi dai lanterna, man. Păi bune că ai vrut să-mi dai lanterna, ok. Cred că a vrut să-mi dai lanterna, altfel nu înțeleg de ce și-ar fi dat flash așa. Am luat să moară de... Uuuu! Oh. Exhaustul a fost chec. Am pot fac mult aici. Facem ăla-i turbat. ușor. A dus shutdown de 300, nice. Prin și eu, dar și noi one shot, ok, nice. Pe mine. Mamă, movement speed-ul ăla, man, Rino. Dude, the Rino. What the fuck, movement speed-ul ăla. Un singur kill, man. Aici. Opa, eu uite ce am găsit aici. E, nervozitate asta. Nervozitate. Nu mai poate. Nu mai poate Rek'Sai. Îi dădui solo bolă și e nervos rău. Aoleu, Leoxin. Dai una lanternă? Ești o cara? Sau așa. Aoleu, chec. Chec W. Dă-i mă în el. Mai da pinguri că vrei să-l iei. Hehehe. Hehehe. Deja spălăria pentru tine treci. Hai în urmă asta. Am nevoie. Mamă, bă, câtă viziune avem noi în jungle, ești nebun? Bă! Bă, voi vedeți, mă? Bă, voi vedeți câtă viziune avem? Avem 3 control-orduri și încă 2 orduri normale, vedem totul, mă! All eyes! All eyes, ești nebun. Incredibil așa ceva, viziunea aia pe bot. Pe bot side, ia uite-o. Deci, 100% e top side asta. 100% e top side Rek'Sai. Mai ga viziunea aia mea. Opa, îi dăm înapoi. Un pas înainte, doi înapoi. Na, Brent, calmate, man. Mano, calmate. Calmate, mano. El mano. Stai că ești mică. Kill în 3 secunde. Ne bagam. Dacă vrem să ne bagam, trebuie să o joc incredibil de good. Dacă nu joc incredibil de good, ne putem bagam. Să facem rom. Rom? Fără rom. Ne vede, băieți. N-a prins în 4K, băieți. A, venit ulta alea. Of. Dar omoră Brand, e ok. Na, nu cred că omoară. Nu cred că omoară, doar cum râb. Și treci, nu prea cred. Mai bine nu încearcă. Îmi trebuie exam. Că mai dă sora ca râuri și nebunel din alea. Dar mi-au un exi care să dea bye-bye la chestiile alea. Oricum o să am nevoie de exam mai încolo. Ne dea turn, dar e perfect, că ne dea turn cu fără mai mult. O să echiu. O să echiu outplay. Ok, ne-a dat tare 2 de pe top, o să fie o puțină asă. Da, vedem noi. O să-i TP de pe acum? N-am râdău. Pull? Pull? Pulei? Pull away? Pull? Ok. Aoleu, stai că morim toți aici. Morim toți acolo. Ne-a prins brandul la ultima ta perfectamente, ne-a prins-o. Ce ai scris acolo, Dani? Că nu știu ce e codul ăla. E cod pentru Samp. Hai să iau și eu niște Reptors. Da, da, Dani. Știu ce ai zis acolo, man. Știu și eu ce ai zis acolo. Hai că moare Pingo de foame. Opa, opa, ce caută The Boys aici? What the fuck? Bă, nu mă așteptam să fiu acolo, man. Mai bad. Citește invers? Vrei să-mi pun telefonul invers să citesc? Îmi place. Femei. Ia. Da. Ai scris. A, femeia ta inamica, așa ai scris. Da, cred că asta e. De grompul. Își face weekend-ul. Trebuie să-mi faci și weekend-ul pentru brand. Când am dat burn-ul ăla să nu-mi iau one-shot. Se ia burn-ul aia. N-am farsă. Bă, dar de ce trolează ăștia? O, chiar că fac baronul. O, chep. Baronul chiar se face acum. Pe bune și pe nebune. Dacă locul. Da, doi facem. Bă, nimic nu pot să fac. Aoleu, bă, nu pot să ajung la el. Îmi trebuie Phantom Dance-ul măcar. Dau și damage. Hai mă, să o ceva. Bună ulta, bă! Bună ulta. Măcar dragonii pe ăștia să-i luăm, să aibă gangplank cu o grămadă de ultimați, dar... Oh, o luăm. Hai că se termină asta. Mai mult atac egal mai mult damage pe Vayne. Logic. De mai multe ori true damage. Ia, a murit Soraka. Hai, putem să facem play-uri acum. Să facem play-uri. Să nu le dăm Cloud Soul-ul, că după aia o să fie poleacă nasul dacă le dăm Cloud Soul-ul. Că aici brand-ul pe ultă va deveni vite... Aoleu. Tu glumești cu mine? Că nu pot să-i fac absolut nimic? Măcar omorâți-l, vă rog frumos. Am murit eu, dar măcar omorâți-l voi. Nice. Da, lucky. Trebuie să dau flash-ul să nu mă atingă. Dacă nu mă atinge, nu mă poate omoră. Dacă nu-mi dă knock-up-ul, de fapt. Nu mă poate omoră, că dacă mă atinge... dacă mă atinge, poate dea ulta, dar nu mă omoară cu ulta dacă o joc bine. Dacă o joc bine, cu ulta lui, nu mă omoară. E doar să-mi dea knock-up. În momentul în care îți dă knock-up, ăla stă one-shot, te omoară. S-a ferit și de eu meu. Bam. Bun, bravo. Bine că am luat și ăsta, mă. Bravo. Bravo. M-am dat și la pe top. Nu poate să-mi dea one-shot ăsta. Nu are cum save. Hai, da, mor ăștia. Doamne, man, bă, dar nu înțeleg. Ce s-au bătut? Aia, unlucky in the game. Won't play any games. Hai, după ce a făcut cacalia asta că nu și-a bani, mă duc la Riot personal și le dau foc. Lumea-mi Riot, vă iubesc. Vă iubesc Riot. Mua Riot. Ador compania voastră Riot. Hai, out. Out. Ban this Riot. No it. Hai. Out. Out cu Akali din jocul ăsta. Cu acel jucător de Akali. Nu mai vreau. Nu mai vreau să văd așa ceva. După ce că n-a jucat nimic, am mai ieșit toxic. Bine, bă, dacă ești toxic, nu pe LOL. Nu la mine, meci. Nu nică dacă joacă prost, adică toată lumea joacă prost, dar dacă e toxic, îți ducă bye-bye. Mai ales, după ce joacă prost să fie și toxic, na, nu e o combinație prea bună. Nu e chiar cea mai bună combinație, mă înțelegeți? Trebuie cumva să-ți alegi, ori ești toxic, ori ești prost. Nu le poți face pe amândouă, că dacă le faci pe amândouă, e X, e X. Păi ce trebuie dacă le faci pe amândouă? Nu poți deveni bun la ambele. Nu poți. Mai era o chestie să drolezi pe LOL. Mamă, dacă... Stai, nu. Dacă ești toxic, joci prost, dar și trolezi. Bine, stai, jucatul prost cu trolatul sunt cam aceeași chestie. Încă dacă joci prost, se poate considera că trolezi. Și dacă trolezi, se poate considera că joci prost. Încă, de fapt, dacă trolezi, joci prost, practic, nu? Nu poți să joci bine să trolezi. Are logică să joci bine să trolezi? Nu cred că are. Are logică? N-are cum să aibă logică. Poate te poți considera tu un player bun și trolezi. Aia poate, dar să joci bine să trolezi, nu. Salut, frate, ce faci? Bine, Mihlink, tu ce faci, bro? Mihlink, te întreb ceva. Poți să trolezi și să joci și bine în același timp? După părerea ta, poți să faci chestia asta? Încă eu mă gândesc și nu prea poți să faci asta. Încă dacă trolezi, ești prost automat. Nu poți trola dacă ești pro player? Nu mă refer la pro player, să zicem un jucător de ăsta average. Un jucător care joacă bine meci de meci, după aia începe să troleze. Se mai consideră că joacă bine dacă trolează? Salut, Alex, ce faci? Nu pot să-mi dau seama. Eu zic că nu poți să joci bine dacă trolezi. E imposibil chestia, pentru că trolling-ul e egal joci prost. Și pierzi din reputație? Păi asta clar își pierde din reputație. Mai ales pe une. Pe une dacă un meci ai trola, gata, ești mort. Te știe tot EUN-ul că trolezi. Trol egal joc la mișto? Deci nu joacă bine. Ok, nice. Nice. Tu, Alexe, ce zici? Dacă trolezi, joci bine, Alexe? Dacă trolează cineva, le poți considera că joacă bine? Încerc să scap de Silver 1 Hardstack, ce faci? Uite, eu încerc să scap de Diamond 3 Hardstack. Încerc aici să mă duc acolo cu băieții mari. În liga aia bengoasă, să fiu și-o mov. Vreau să fiu mov, m-am săturat de albăstrela asta. Uite, e puțin mov pe aici, dar nu-i ce trebuie, nu-i ce trebuie. E o leacă mov, și aici pe la... piatra asta și pe aici e, rugina asta, de fapt asta e rugină mov, guys. Bună, Andreea, ce faci? Rugină mov. Mi se pare ciudat. E rugină mov. Poți fi jucător bun, dar uneori să trolezi depinde de zi, poți avea o zi mai bad. Păi da, asta înțeleg, că toată lumea are zi mai proaste. Na, poți să te joci, nu știu, o săptămână în continuu foarte bine, apoi să trăiești o zi, aia e. Să joci prost o zi. Dar gen, mă refer să trolezi, dar tu să joci bine. Poți să faci chestia asta? Eu zic că nu. Într-un hotel de 2 bani tu? Aoleu. Sunt jungle! Guys, nu. Nu, e dezastru. Păi ce faci la hotel, Andreea? Te relaxezi? Uite, eu încerc să mă pun pe AD carry, dar nu cred că îmi dă asta AD carry. Vanquisher ăsta. Hai să vedem ce se joacă băiatul ăsta. Banez și eu, nu știu, banez zilele. Au dat doge, ok, perfect. Să trăiesc pentru amuzament? Mamă, iar mă duc top acum. Asta pentru amuzament, da. Merge. Sunt cazată pentru o săptămână, nice. Stai pe spate, o săptămână. Omul ăsta e main AD, I can top. Hai mă, pe bune, nu poți top, deci main AD carry măcar. Hai să vedem dacă e main AD carry. Omul meu e main AD carry. Ok, hai că lasă-mă în pace, mamă. Mamă, ce zdrăl mișto are. Încă mil. Sunt și la speak, perfect. Stau pe spate, hai, vorbim cu chat. Am într-un hotel de 2 bani, Vreau să ajung în gold, hai Dani, că am încredere în tine că ajungi gold. Am încredere în tine, Dani. Ai Discord? E în descriere serverul de Discord. E in description. O Viego top? Nu spune că se joacă Ione fără flash. Vreau să facem un video, am și eu un cap pe YouTube. Scriem pe Discord și vedem. Vedem. De obicei filmez videourile singur, dar na. Kale top, ce-o bate pe Kale? Nu e amuzant, Alex? Bă, nu vă bateți pe chat-ul meu, vă rog. Nasus? A zis cineva Nasus? AP! Vreți să mă joc AP? Păi bag specialitatea mea pe AP, fiți atenți. Bag chenul ăla bengos. Vreți AP? Vă dau eu AP. Vă dau eu AP. Vă dau eu AP. Ce problemă. Vă dau eu AP dacă vreți AP. We gaming boys. Gaming. Îmi zice, I can play it. Poftim, cum mă jignește ăla, ce că I can play it. I can play it, auzi la el. Mamă, stai să vezi la el. Le joc cel mai bun, Kenan, fiți atenți. Poți să-l chemai Sins River. Fiți atenți, ce le joc. What the fuck, ăsta e gold. Hello, e smurf? Ce smurf ești? Ce smurf e asta? E smurf african? Hai să aflăm. A, dar e smurf african. Ce ești main? Sunt main de carry, Kaisa. Kaisa, vei de ăștia. O, uite, au băgat semnătura aia. Sau asta? A, asta cred că e premium skin-ul ăsta. Cred că e luat cu bundle skin-ul. Care are semnătura aia mișto. E cu bundle skin-ul ăsta? Luat? Că eu l-am fără bundle și nu am așa semnătura. Cred că e cu bundle. În fine, arată mișto. Arată mișto care. Oh, mersi Alex pentru sub, respect bro. Bine ai venit pe canal. Cred că e bundle ăla. Ar trebui să fie bundle. Zibă la asta. Ce mai așa? Uite ea că așa, uite ea că așa face. Nu punea streamer mode-ul pe YouTube, era zic pe Discord. Bă, dai nasul streamer mode-ul, că îți dezactivează aproape tot, nu mai poți vezi nimic aproape. Dar bine, și sunetele alea sunt cam broken. Nu prea lasă părinții. Să ajungi gol? Păi de ce să nu te lase? De ce să nu te lase să joci, man? Adică tai că tu să se joacă LOL, ar trebui să înțeleagă ce înseamnă LOL-ul. băieți aici, Kenan, adevărat. Dar puteți lucra de aia. Am oprit sincer ca să cea de și am luat MG Resist, dar vedem. Cred că mai bine am luat armura în early. Cred că mai bine armura. Vedem, dau, vedem. Stăm aici, feca, gata, bye. Bye. What is this? Că mă enervez de obicei. Și încearcă să nu te mai tiltezi atunci. Te controlezi. Asta e joci tu la lui, zic. Că și eu mă enervez pe loc, dar mă enervez foarte rar. Că am început cu timpul să mă controlez. Ceva să faci să scapi din Silver 1? Ce te joci? Ce rol te joci? Ce rol te joci, Alexe? Să-mi dau seama ce sfat ar trebui să-ți dau. Bine, cel mai bun sfat să joci mai bine, dar nu cred că se aplică de cel mai multe ori, că na, nu știi cum să joci mai bine. Orice? Păi nu orice. A, păi aici e greșit, man, că te joci orice. Joacă și tu un rol. Un rol pe care să știi măcar 2-3 campioni foarte bine, să îți placă să-i joci. Dar nu poți să dai un tip așa general. Părerea mea că depinde foarte mult de rol sfatul, înțelegi? Fii atent, Dani, ca să nu te mai enervezi, să zici în gând, bă, de ce mă enervezi? De ce-i permis să mă enervez? După aia o să te calmezi, încet. Sau ziceți să spui în gând, bă, n-are rost să mă enervez, chestii de-astea. Și așa te mai calmezi. De obicei topa de carry. Păi alegeți un rol din între astea două care îți place ție mai mult. Ia-ți 3 campioni pe rolul ăla și gata. Poți să urci foarte ușor. Foarte ușor. Poți să urci mai bine acum. Că nu mai trebuie să înveți 200 de milioane de campioni. Nu mai trebuie să te axezi pe anumite chestii pe care le face de carry sau le face topul. Păi tu alegi un rol de acolo. 975 mate, 10 rol, 10 anatomie. Bine, băi, I don't mind. Bine, băi. Respectele mele. Respectele mele, bro. Și unde vrei? La ce facultate vrei să dai? Da, bine, dai la ce vrei tu cu notele alea, ești nebun. Cu profilul ăla. Medicină București, nice. Nice. Bă, mult succes cu medicina. E... durează mult, dar... dacă îți place ție, tot respectul. Și care e chestia? Orice rol joc, nu primesc niciun gank, în timp ce enemy jungle campești, dacă sunt jungle pierd liniile. Păi dacă nu primești niciun gank, încearcă să joci fără gank-uri, adică să încerci tu să devii mai bun fără ajutor de la echipa ta. Pentru că nu mereu o să primești gank. Tu ce zici? Tu ce zici că nu primești gank? Dar n-ai ce face, efectiv e... nu-i după tine chestia asta. Mai bine încerci să influențezi chestiile pe care le poți face tu. Ea ți se blochează. Asta este. Aia! Mama, nu eram în range de W, glumești? Da, acum în range. Bă, da, am range-ul 550, de ce nu-l nimeresc? Uite, mama, e mai rapid? Nu, e la fel de rapid, ok, am înțeles acum. Dar puțin, ce jungler au? Viego. Cred că pot să scap de Viego. Pot să scap de Viego, ușor. Păi, la level 6 cu ulta, logic. Mai vreau un punct în W, dar la level 7. Dar un punct în N. Mărește movement speed-ul? Nu, ok. Mai era un build pe Kenan cu Omnistone. Nu știu ce era de capul lui, dar nu cred că e bun. Adică îl înțeleg. Înțeleg cum ar trebui să funcționeze, dar nu pare așa bun. Omnistone în general, pe orice campion. Mamă, bă, cancel-urile la astea, la basic, e crazy loc. Bă, dar e nasol skin-ul ăsta că nu-ți dai seama când ai W-ul, trebuie să mă uit acolo la hotbar. Nu pot să mă uit pe Kenan efectiv, că nu prea-ți dai seama. Mă dau mai în spate curând. Bă, va veni Viego la un moment dat topside și eu o să mă trântească pe jos, dacă nu stai atent. E și-o pușesc pe asta în continuu, asta e un mic dezavantaj, din păcate. Ok, face Dragonul Viego, mai pot să stau aici. O leacă. Doar o leacă. Doar o leacă, o lecuț. Nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Cred că au nebunit ai mei. Nu mai mă pe bune. Mamă, ce acolo, man? Trolează ăștia. A, ta s-a putut. Am dat TP-ul la Catering, că ești nebun. Măcar la unche. Mamă, bă, și face build-ul ăla de full armură, man. Mamă, ce boring o să fie mid-ul pentru Iona. Nu o să poată să-l omoare pe ăla. Nu poate deloc să-l omoare cu build-ul de Frozen Heart First Item. Și pare rău. Deci are deja level mai mari decât mine asta. Sau, ba, nu. Nu are. Că recuperez acum XP-ul pierdut. Și vreau să-l obolo ăla. Foarte tari. Ok, n-am attack speed. Hai să pușez repede, o să dea TP? Hai să vedem dacă dea TP. O oblig să dea TP, nu-i problemă. Ăla pe Ion e tiltat rău. Iau plate-ul ăsta? Să tăiți voi, dar de nu iau plate-ul. Easy. Easy damage. Easy damage. Este ar putea să aibă cu puțin XP mai mult peste mine. S-ar putea doar. Mă are Frozen Heart. E nasul rău. A, rău de tot o să fie. Oolo, stai că n-am un creier. Eu cred că are ori de aici. 100% are ori de acolo. Aoleu, bă, farme și eu. Îmi punga farme. Mamă, bă, îmi dau one shot, ești nebun. Ma, și e și Viego topside. Ok. Îmi dea dive? Sau sal? Trebuie level up-ul ăsta, să-mi refac HP. Am nevoie de level up. Aoleu, nu, dar nu să nu arate skin-ul, nu, ok, merge așa. Level up cum Ken a ratat, merge. Nu zic chiar nu. Asta e top side, a dat mai tot pe mine. Trebuie să-i descurajez din a da dive. Îl las pe Viego low eventual dacă mai vine. Ok. Cred că mă descurajez eu cu un slash abandon top. Aaa, am venit dublu. Nu fost dau back aici. Oh, shutdown, nice. Doi pe chiar, nu pot să cred. Nu cred că aș dă back asta, sau aș dă tu back-ul, dacă... Au, hai să pușez wave-ul. Dar du-te pe bot, hai să pușez wave-ul. O, rotă Q-ul ăla, n-a zis nimic. N-a zis absolut nimic. What, who this? Mi-a dat one shot! What? Ok, man, nu știu cum mi-a prins ulta. Și ce mi se pare cel mai ciudat, că am contul de vest al unui prieten ce este Diamond 3 și mă mențin cu oi acolo, adică nici nu pierd singur din echipă, nici nu dau carry, dar în Silver e teroare. Silver se trolează mult. În Silver trebuie să dai tu solo carry. Durează mult, se dau o grămadă de trouri, o grămadă de nebuneli. Și na, ignori toate alea și apoi dai tu solo carry. Însă în Diamond toată lumea joacă bine. Mai pe vest, pe une nu. Pe vest toată lumea joacă bine. Și chiar dacă au dezavantaj și chestii, ei încă încearcă să mențină meciul. Nu ca pe une, îl aruncă în aer, nu. Încearcă să-l mențină. Ignite. Nu! De ce ai face asta, man? De ce mi-ai făcut asta, Lesin? De ce, Lesin? Doamne ferește, l-a aruncat în mine, mă. Să dea ulta în cap. Nu pot să cred așa ceva. M-a dus să mă chiși în freză, baftă, Dani. Au bățește. Au leona. Și la Caterinca. Wow, wow, wow. Please. Ah, e zdrav, dă-și tu. Spune tu cum sta treaba. Cred că o să bai aia. Am văzut acum 20, 2 meciuri cu Kha'Zix, 15-7 și 16-8, pentru că am absolut singurul. Eram absolut singurul care avea scor. Stai. Bun, restul cel mai bun scor era undeva la 30. Încearcă să, nu știu, încearcă să dai carry, să nu mai faci multe greșeli ca să ieși din silverul contul ăla. Bă, da, e nervos rău ăsta, mă. Nervos rău de tot, mă. Face că nu-mi nimerește nimica, mai faci și pe interesantă cu mine. Aoleu, e Q-ul ăla la altcineva al dat-o. Ah, m-a speriat de ulta aia de zel, am crezut că nu e a noastră. Doamna e moartă, nu? Sper că da. Nu, pot să cred, ok. Să-l las lui să-și dea becul. Kai'Sa sau Kha'Zix? E greu, oricum e greu în Silver. Silverul cred că e cel mai greu de ieșit din Low-Elo. Cel mai greu Elo din Low-Elo. Da, am vorbit de toți banii. Să-mi iau Cosmic Drive-ul? Ia, ce build îți faci pe asta? Cosmic Drive? Oh, Zonia. Da, e boring Zonia. Aș vrea Zonia. Ba, îmi trebuie. Aș vrea, dar îmi trebuie. De ce un shuriken cu fulge la mine în geam? Că l-am ratat eu, Mario. Ce faci, măi? Ce faci, măi? Mi-ai găsit Q-ul? Mi-ai găsit Q-ul? Te-ai visat Sasuke? Nu, am dat eu cu Q-ul pe lângă. Am ratat eu Q-ul din Sasuke. Calmați-vă, boys, nu-i Sasuke. Bă, dar calmează-te, bă, și tu! N-are chef, mă, asta să se calmeze. Hai. E tureta în față, ești nesimțită. Ba, mă, nimeric eu ăla. Te sun eu. Dau bip. Am revenit, bine revenit, Dani. Mă, level. Trebuie încă un minion. Să-l mănânc. Unul bun în punctul. What are Gelfors? Hello? Azi nu e top, dar are TP-ul up. Mă, nu, îl facem sau nu? Că nu mă prind ce vreți. Ar fi mișto dacă l-am face, că le dau zone. Oule, Ezreal cu W-ul ăla, nu știu pe cine a omorât. Get a rope, mă, bă, și bro, ăsta e nervos rău. N-a avut stopaciu eu, că îi băte... Aoleu, stam cam câteva minute, 10-8, că o să ies imediat afară în oraș. Ce am pierdut? Ai pierdut niște int de la echipa mea. O porție de int. O să dau TP în spate. Pe undeva. Hai să nu lăsăm Drake-ul ăsta. Hai, că se speria aia. Te căcă puțin pe. Ok, nu știu cu ce m-am omorât. Ce m-am omorât cu Q? Ok, mi-a prins chita sau flash? Dacă am zone acum. Opa. Lăcă crazy. Avem smite. Hai că avem. Dă-i casa din acolo. Facem repede. Ezreal, dă-și tu una la, te rog eu. Au, alo, dă-mi reset la el, da, moare Ione. Ione, Viego. Bun. Bă, Ezreal ăsta e strong, îmi place de Ezreal ăsta. Chiar îmi place de Ezreal. Se joacă bun, se joacă bun, se joacă bun. N-am ce să comentez la el. se joacă bun. Ione se joacă și mai bun, dar Ezreal se joacă bun. Îmi place băiatul ăsta. Bine că a rămas pe Ezreal. Că nu mi-a dat mie de carry. Că a zis că nu poate, e top. Bun. S-a dat de mici bonus? Nu. Hai să vedem cât putem să mai intăm până câștigăm. Pentru că este o artă secretă asta. În Hilo, cu cât intezi mai mult, cu atât câștigi mai repede meciul. Hai să vedem cum reușim noi asta. Este o artă nemai întâlnită pentru că e secretă, logic. Dar vă zic eu că e foarte eficientă. Nu trebuie să intezi eu, nu trebuie să intezi doar eu. Dacă intezi doar eu, nu o să funcționeze. Trebuie să intezi toată echipa. Ce înseamnă să intezi? Adică să trolezi într-un fel. Să faci chestii proaste intenționat, cam asta e faza. Sau neintenționat, efectiv, să faci chestii proaste. E Brown lângă mine, nu mi-e frică. Nu mi-e frică de Baobau. Opa, dar mi-e frică de Baobau ăsta. E bine că... Bine că-i dai cu mamă, bă, nu înțeleg ce e omul ăsta cu insecurile, man. Nu înțeleg de ce faci insecuri. My god. Ia mâna de pe top, am picat autofill. Înțeleg, care-i problema lui Sina asta cu insecurile? Calmează-te, man. N-avea nevoie de insecuri, doar dă în el hituri. Ce înseamnă insect? Adică să faci șmecheria aia cu Lesin, să te duci în spatele lui să dai ulta în inamicului în echipa ta. Ăla insect. Dar Lesin o să face insecurile degeaba, man. Descurcați-vă cu aia. Ama, descurcați-vă cu ălalt. Face penta. Da, face penta. Are level 17, direct. Over match-ul ăsta, go next. E efectiv over match-ul. Moment de dau toate pipitoarele. Nu, pe ăsta e pe bot, nu-l dați. Pe ăsta e pe bot, nu-l dați, nu. Stați calmați. Stați potol. Stați potoliți că nu-l dați pe ăsta. Ia uite. Dacă avem aici o ofrandă. Avem... Nu mai avem nimic. Nu mai avem nimic. Nu mai avem nimic, boys. Oh, hai, salut. Nu vreau să mor. Poți să rămâi mine. What? Bă, nu-i nimeri Q, glumești? Nu-i nimeri Q, mă? N-trix pentru un prieten care e main Jhin. Tipse N-trix pe Jhin. Păi să dea toate abilitățile înainte de... De force shot. Dă mai mult damage. Faci pe live tier list pe Kenan? Vreau să fac tier list pe Kenan la skin-uri? Pe Jhin, părerea mea că e cel mai bine să faci freeze la orice. Cel mai bine să faci freeze pe Jhin, pentru că e foarte slab în early și fiind slab în early trebuie să... Adică slab, e oarecum decent în early, doar că îl bate ăștia din meta. Și cel mai bine să facă freeze pe Jhin. Iar apoi în teamfight-uri să se poziționeze așa de bine încât să poată să dea ulta pe backline. Sau măcar să prindă ulta, nu contează pe cine o dă, să o prindă. Important este să o prindă ceva. Măcar 3 gloanțe. Dacă pe ultimul nu-l prinde, na, pe alea pe primele trebuie să le prindă. Vreți să fac tier list de skin-uri pe Kennen? Nu știu de ce ați vrea asta, dar... Fine. Un raid pe contul meu, mare, boss mag. Ce raid mă vrei să-ți dau? Să-ți dau aici Armageddon-ul. Ups. O notă? Nu dau notă. Dar ai bani. La ce mă uit? La ce mă uit dacă ai bani? Faci meme pe GG? Facu GG. E next level-ul GG-ul. Aolo, ce ai făcut aici? Te-ai tiltat aici. Te-ai tiltat rău aici, cred. Aici, păcata, la fel, te-ai tiltat. Cleanse? Nu înțeleg ce ai luat cleanse aici pe Yasuo. Avei de ce să-l iei? De obicei cleanse pe Yasuo nu ar trebui să iei deloc cleanse pe Yasuo. Decât dacă obțineam 5 CC-uri. Point and click, poate atunci. Uite, aici sunt meciurile, mișto. Ia uite Winstreak, ia uite Winstreak-ul. Ia uite Winstreak-ul. Stai, te joci Z, Ione, Z, Kata, Ione, Z, Kata, Ione, Talon. Ok, cream că e pe Talon. Imediat, Alexe. Cred că Irelia vrei să o dai jos. Irelia jos. Kennen ăsta top. Puteai să te joci Ione top. Era banana Ione? Poți să te joci Ione top. Sau Yasuo top. Dacă vrei să joci campionul tău. Încă mergi pe top. Aici pe DK ce ai fost? Autofield? Ai fost autofield aici? Mamă, bă, Ione ăsta ești nebun. Dar ai fost autofield, da, ok. Bă, arată ok, arată ok. Bine, cred că tilting-ul e problema, că văd că te tiltezi mult de multe ori. Și aici, Akali asta cred că e destul de random, ce, ți-au banat toți campionii sau ce? E cam random Akali aia. Trebuie să rămâi la Z, Ione, Kata, Yasuo, cam la ăștia. Cam ăștia, că ăștia să duc cel mai mare succes. Unde ai scris Alex? Aici. Hai să ne la șeful nostru. Ia. Pe ce regiune? Pe vest? What? Eune? Mi-ai dat numele bine? Ăla e B special sau ce e? Păi și nu mi-arată. O să nu mi-arată. O, PGG, hai să merg pe PGG. Nici aici nu mi-arată. B normal. Dar nu-mi dă. Copiez eu altceva? Hai că-l scriu eu. Nu-mi dă. Ne uităm la Dani până rezolv tu. Mama, Dani... Ca ți-aș gura ta cu numele ăla. What? Ce-i asta? Ia. Mă, bă, dar tu nu te joci solo queue deloc? Cred că trebuie să te joci mai mult solo queue, adică, na... Înțeleg că nu poți să te joci mult, dar nici blind să te joci toată ziua, zi când poți. Te joci rank când poți. Dat acolo link, imediat. Deci când poți să te joci, joacă-te și tu solo queue, nu te mai juca blinduri. Sau dacă nu vrei să te joci solo queue, joacă-te draft, nu blind. Blind deloc, să nu te joci deloc blind. În blind nu te ajută să crești. Dar și tu te joci chestii random, uite, te jucam unde aici mult, apoi Yumi, Nami, Malphite. Să-ți găsești un campion, mamă, bă, te joci toți campioni, ești nebun. Uite Yumi aici. Găsește-ți ce te joci, mamă, te joci toate rolurile. Găsește-ți un rol. Vă că te descurci bine pe top. Joacă-te top. Cel mai bun rol al tău, joacă-te top. Sau jungle, că voi că și jungle ai succes cu Jaxul ăla. Te joci top sau jungle, îți alegi 3 campioni și bă, o dai. Caută-mă, stai puțin că ne uităm la Alex. Dar n-ai foarte multe meci, n-am ce să zic. Asta, că te joci foarte mulți campioni, nu te mai juca așa mulți campioni. Și când poți, să te joci, nu te mai juca blinduri. Joacă-te măcar drafturi. Pentru că drafturile alea contează mai mult, că au un fel de MMR. De ce? Stai, mă. Hai să analizăm numele astea, că sunt foarte curios de ce nu merge. Deci asta e numele, da? Uite, acum mi-l găsește, bun. Și acum dacă dau ăsta de pe live. Unde? Dacă îl dau pe ăsta de pe live, de ce nu mi-l găsește? E ceva secret aici. Stai. E ceva putred la mijloc. E un caracter special, bă, Alexe. E un caracter special 100%. Dar trebuie să-mi arate. Deci, ceva de aici e special. E vreun caracter special aici, nu știu. Poate e vreo literă în grecească, eu nu, parcă alea erau, nu grecească, altă limbă, nu mai știu ce limbă. Alea erau la fel, cu româna. Cu româna, cu literele normale. Nu este serios. Adică nu este serios. Nu este niciun caracter special, atunci nu înțeleg cum nu mi te găsește, în fine. Ia, hai să vedem ce avem aici. De ce ți-ai luat Mortal Reminder aici? What? Aici, da, hai zicem Aphelios și Kasadin. Dar și ce ți-ai luat? Că scriu eu normal, nu știu, la mine apare nu merge, I don't know, man. Cred că fac eu ceva greșit. Asta e că și tu te jucai toate rolurile, da, te jucai tot. Bă, îmi place Timo, mai jocă-te Timo, că îmi place. Îmi place Timo-ul ăla. Chiar îmi place Timo, ești nebun. Îmi place când se joacă lumea Timo. Anti-heal, păi da, pentru ce? Zim pentru ce? Pentru Camil? Nu Camil, nu. Aici. Pentru cine? Pentru cine anti-heal-ul? Vreau să-mi spui. Pe unii campion de suport, am luat test, în rest pe nimeni. Deci aici mult reminder-ul, zic sincer că e useless. E useless mult reminder-ul. Poate pentru Vayne, dar Vayne nu-și face așa mult HP ea singură. Cu runele standard, nu-și face foarte mult HP și poți să omori. Că te joci ca Isa, poți să omori, easy. Și Cho'Gath la fel, fii atent. Contra Cho'Gath nu-ți mai lua anti-healing. Ia-ți Lord Dominic contra Cho'Gath. Pentru că Lord Dominicul e mai eficient. Cho'Gath nu-și reface HP un continuu. Și le face după ce omoară o unitate. Dacă ții Lord Dominic, îi dai one shot. Pentru că ăla dă damage pe baza HP-ului și pe baza armurii pe care o are. Îți iei ăla, îi dai one shot și după aia nu mai ai nevoie de anti-healing, că e mort. Logic, și pentru Vayne, nu cred că își face așa de mult HP Vayne. Chiar nu cred. Deci să te mai uiți bine la build-uri. Aici pe mid, văd că te descurci. Mamă, MVP în toate 3. A făcut penta, double, triple, ești nebun? Craziness omul ăsta. Ziceai că te joci top de carry mai mult. Bine, aici la Katarina nu pot să zic rune sau build-uri, că nu am idee aici. Zic, da, și tu câți iei campioni random. Ți-am zis să-ți alegi un rol. Vă că experimentez cam tot. Mamă, Gheranul ăsta, Gheranul ăsta nu ți-a mers așa bine. Ți-a mers așa bine, Gheran. Nu știu, din toți campionii ăștia care îți place cel mai mult? Gândește-te care îți place cel mai mult. Nu vrei să mă uiți la tine? Până te gândești tu, Alex, care îți place cel mai mult, hai să ne uităm la Mau. Dar n-am ce să mă uit aici, că intează. Kaisa? Deci Carista se face cel mai mult. Bun, atunci joacă-te de Kiri dacă se face Carista cel mai mult. Mai găsești doi campioni. Nu-ți recomand eu campioni care seamănă cu Carista pentru că, na, aici îți găsești tu. Dar dacă vrei să înveți de Kiri mai bine, îți recomand Tristan să te joci. Tristan e, cred că, cel mai bun campion cu care poți învăța de Kiri. Da, oricum, înțelegi tu încă doi, iar apoi spamezi să da de Kiri. Și Katarina asta arată bine. Și Katarina arată bine. Dacă ție îți place mai mult de Kiri, joacă-te de Kiri. Adică Kaisa. Dacă îți place mai mult Kaisa, joacă-te de Kiri. Și poți să lași Katarina pentru off-roll. Să o exersezi la normale, la flex-uri, la chestii, pentru off-roll, când te dau autofill mid. Exersezi și rupi copii. Părere Ezreal? Ezreal e prea broken în momentul de față, poți să-l abuzezi. Mult prea broken. Da, păi mă, deja știu ce e aici, că m-am jucat cu tine, ești nebun, ești groaznic. Ești groaznic, man. Poate am câștigat meciul ăsta? Ok, am câștigat aparent. Mau, cred că tu știi deja ce o să zic, să te joci și tu. 3 campioni, că te joci toți campionii în joc. Hai să vedem câți campioni se joacă omul ăsta. Cum vedem aici, vedem. Vreți să vedeți 160 de campioni? 96, eu nu cred. Nu e bine selectat. Eu nu cred că sunt doar atâția. N-are cum să fie doar atâția. Trebuie să fie pe puțin 100. Mă, și tu, joacă de 3 campioni, joacă-te. Fii atent, mă, știi ce te joci tu. Deci te joci Malphite-ul, Sion, nu Sion. Ba da, Sion și Mundo, asta te joci tu, Mau. Din câte am văzut, doar pe ăștia te descurci. Se vede aici de Kiri, dar joci groaznic. Mau, mai ești pe la eu. Mau. Deci dăm afară ăștia. Și ăsta, dăm afară. Dăm afară, ne jucăm și noi 3 campioni. Hai, 5, că tu ești multitask, ne jucăm 5 campioni. Dar nu ne mai jucăm AD Carry, nu ne mai jucăm mid, nu ne mai jucăm jungle. Ne jucăm și noi, uite, chestia asta, vezi? TPU egal top. Fii atent. Fii atent. TP egal, sau nu? Relai și atunci. Deci fii atent. Chestia asta. Chestia asta. Aoleu, o să văd 2 pixel, nu contează. Știți voi ce e asta? Știți voi ce e aici? Asta. Ups. Ups. Deci chestia asta pixelată egal top. Era eu ne top. Bine, hai să luăm altceva. Lucianul ăsta mid. Nu te mai juca Lucian. Asta e să-i flex. Hai să-mi asful ochiul. Mă, nu te juca, mă, tu nimica mid? Na, e imposibil. În fine, nu te mai juca nici mid. Apoi nu te juca mid, ok. Sau, Irelia era mid? Nu. Nu te-am prins. Deci, chestia asta mov egal top. Orice care nu ia chestia asta, nu te atingi. Nu te atingi. De ce deloc? Nu te atingi. Dacă nu poți să ia chestia asta, nu te atingi. Trebuie să o fac și mai mare. Cum selectez, mă? Bă, cum se folosește asta, mă? În fine. În fine, chestia asta o iei doar pe top. Doar top te joci. Te joci toate rolurile. Nu sunt toate rolurile de tine, moditi. Nici jungla, nici AD Carry nu sunt de tine, moditi. Sunt roluri prea grele. Roluri la top, man. La top. 3 pixeli. Nu contează, se știe ce e acolo. Se știe ce e acolo. Dacă se știe ce e acolo, ne jucăm top. Dacă nu se știe ce e acolo, ne jucăm top. Ne jucăm tot top. Vezi, creier. Orice faci, tot la top ajungi, mă. Nu poți altfel. Dacă te joci altceva, tot la top trebuie să ajungi. Pentru că mereu ajungi la origine. Mereu trebuie să ajungi la origine. Este teleportul, corect. Teleportul. Teleportul egal TP. Iar TP-ul e egal top. Și top înseamnă tank. Și tank înseamnă win. Deci, rețeta succesului. What the fuck, ce e asta, man? What the fuck? Nice. Hai să chin și eu paint-ul. Don't save, hai că save la ea dacă e ceva. Save dacă e ceva. Eu niciodată nu mă joc pe mid. Poți să te joci la normale și flex-uri și de-astea, dar la solo queue să te joci doar rolul tău. La solo queue mereu trebuie să te joci rolul tău. Sau dacă vrei să experimentezi tu ceva la solo queue, atunci da, e ok. Da, am văzut, Dani. Am trei polonezi în echipă, glumești? 3 polonezi în echipă, man. Mă, se joacă și Gianna, man. Se joacă și Gianna, man. Strigai sticla. Îmi vezi Vladimir Mid pe asta. Men, stricai sticla, glumești? Ok. Reparăm încet, încet. O, stricai și mai rău, sau? Aia, am avut și sticla, trebuie să-mi iau altă oricum, că e goala asta aproape. Dem bani eco? Bravo, frate, n-a bani nimic. Mă mi apă. Hai că uite bun. Ce de chiri să-mi iau? Ce de chiri să-mi iau? Ce poate să-i dea counter, nu știu. Stai așa. Vezi rău? Ok, bebe. Lui Vladimir îi dau counter, în general, asasin. Dacă nu mă înșel, nu? Cred că asasin îi dau counter. Mamă, MF3, man, what is this? MF3. Mi uită pe Akali. Păi de ce n-ai panat Akali, man? A, stai că ștăpa la mișto, cred. Poate să fie OTP de toți campionii. Vladimir i-am dat control cu Syndra. Poți să-i dai control și cu mage de ăștia, control mage. Syndra, Oriana... Zoe? Nu, Zoe, nu cred că Zoe, că nu e așa control mage. E artillery mage mai mult. Cine mai e? Cred că Kasad. E mai control mage. Manive mai control mage, da. Chestia asta. Chestia asta îi dai counter. Și cu asasin. Îi dai... Boom! Cu asasinii îi faci foarte multă presiune pe W și după ce și-a dat W-ul e mort. Îi dai one shot. Iar cu control mage îi dai poke și îi dai out healing, gen... Îi dai mai mult poke decât poate el să-și dea heal. Cam asta e faza. Asta e greu și acolo. Greu control mage. Să-i dai out damage la heal. Însă dacă controlezi wave în așa fel încât el să fie dezavantajat, atunci câștigi lane-ul. Pentru că cu Vladimir ai două situații când te joci Vladimir. Ori ești egal, dacă ești egal cu lanerul inamic, practic câștigi, ori câștigi lane-ul. Da, dacă ești egal, sună ciudat să câștigi, dar chiar așa e. Când te joci ceva scaling, adică Bezreal, Vladimir, Kayle, Kasadin și ai lane-ul even, adică egal cu inamicul, să zicem ai același număr de minioni, aceleași deturi, același gold, în mare parte câștigi pentru că tu scalezi mai mult și devii din ce în ce mai puternic. În schimb, ăla nu devine la fel de puternic ca tine în late game sau mid game. De aceea, la egalitate, Vladimir câștigă și dacă câștigi lane-ul, zic că îl câștigi. Mamă, ce skin am luat pe Ezra. The last skin. Ducariu e bun. Domination nu știu. Prea mult poke pe bot, nu sunt sigur dacă o să avem prea mult poke pe bot. În cazul lui Thresh. Purcere, Dani. Mereu vă dau sfaturi de 200 IQ. Xeratul ăsta poate să o bată pe Akali. What the fuck? What is that? Bă, da, toți s-au jucat cu exhaust pe bot. Toți de clip de azi s-au jucat cu exhaust. Unul n-a fost fără exhaust, glumești. Ce vă cum mă dă, două așa. Mă zi. Control mage este cel cu poke mare? Nu. Control mage este cel care poate să controleze wave, adică are wave clear foarte bun. Ăla e control mage-ul. Ăla de care zici tu e artillery mage, care are poke foarte mare. Adică care stă de obicei în fundul curții și dă abilități. Ăla e artillery mage-ul. Ăla de obicei îl vezi la Xerath, Vel'Koz, Zoe, la d-ăștia. Au și abilitățile long range. Înțelegi? Le dai în fundul curții. Niște categorii de astea absurde. Dar Na, cu timpul, ușor, ușor, îți dai seama și înțelegi ce face fiecare categorie. E greu. Oh, alo, Januța. Ok, nice. Nice, suc. Nu la Cannon, nu la Cannon! Eu lupă de pe Cannon! De ce e Cannon-ul? E Cannon-ul meu, man! Cannon-ul meu! Oula. TF este un fel de control mage. Poți să-l cataloghezi și pe TF ca și control mage. El nu știu pe unde e, că... Na, cu mid-ul nu prea le-am cu mid-ul, sincer. Nu prea știu categoriile acolo, că nu-mi place să mă joc mage pe mid. Oh my god. Insane. Cu red card. Da, dar e mult mai încet wave clear-ului. Că durează până e red card-ul. Dai mai puțin damage early game decât ceilalți campioni. Dar merge și ăla oarecum. Încă un punct în Q. Ciuciu. Treci parcă nu mai are flash. Nu știu sigur dacă are flash. Dar creier clar nu are. Nu am nimerit. Vertreș, caută-l. Iotala! Ioi. What? Yoinkers? Boinkers? Ah! Oh! Am noroc cu scris în frunte, ești nebun? What the fuck? Și moare iar Jana. Măcar m-a salvat pe mine, respect că m-a salvat și a murit ea, respect. I'm so mad, no problem, eu nu sunt. No problem! N-are nimic să joacă. So close, not even close, baby. Not even close. Din păcate muria iar, da, ai. În viața mai și mori. E bine că îmi blochezi tu Q, voi de capul tău. Bine, tăși, hai. E o bucățică de Q-urile mele acum. Dau Q-uri puternice. Dar farmul nu-i puternic. Farmul, lasă-l. Avem nevoie. O să poată facă freeze la așa ceva? Păi zic eu că n-are voie. Hai că poate iar moare Jana. De la Kha'Zix, mă cac pe mine de râs. Oh, nu. Oh, nu m-a lovit. Am dat ulta total pe lângă. Total, pe lângă am dat-o. Opa, cu dis. Ok. GoFF, pe bune? Deja GoFF? Doar 7 minute, man. Să pot cu eu. Are blue. Permite. Arată eu rău ăla pe... Unu. Ai, pe bun. Vreau că mine ieși nu țin cu mine? Oh, lolo. Hai să mai dăm un bait așa la Caterinca. Oh! Mi-a prins basic-ul? Nu, pot să cred că mi-a prins basic-ul, ok, mai bine. N-am văzut basic-ul, am văzut doar Q. Aoleu, ce face acolo aici? M-aș fac cu forța, dacă îmi glumești. Că poate să farmeze și eu nu. Da, și eu arate să farm într-o veselie, asta e adevărat. Dar de asta nu vorbim. Vorbim doar că nu pot să farmez. Ok. Ok, m-am jucat puțin cu focul acolo. Am ars o leacă. Și nu-mi place că nu văd nimic pe hartă. Lume. Wow. Ce? Why what? Nu înțeleg. Băi, dacă înțeleg cum m-a omorât acolo. Să moară asta. Once it's a ruin, I can legally loot it. My best when the world's on the brink of annihilation. When you've got talent, there's no such thing as a lucky shot. I don't want to bust them. What? Cum nu l-ai asist? Ясно. Иси курина. What? Босса тогда что? What the fuck? Rămas numai 11 ora. Unlucky. Poate asta. Mă bate că vine MF. Acum cu rompă s-a făcut flashback. Farmează bună astăzi, boys. E bine că mi-e set bot, nu mai farmez nimic am meciul ăsta. Dar absolut nimic nu mai farmez. Aolo. Why is it always about strength with Noxians? How about vulnerability for once? Exploration runs in my family. It's in my blood. Bă, dar de ce au boli mentale, știi eu? Salut stresul, bine... Bine, Fane. Salut, Fane, ce faci? What are you do? Bonk. Ama noi, un bonk. Păi, la ce mă joc, mă? Mă joc la cu Betty? O la razna toți din meci, glumești? Bă, toți o la razna. What the fuck, o la razna, nu înțeleg ce se întâmplă, mă? Joc cu 90 var, ce să mai zic? Pierdut la mental, popune. Hai să fii sănătos, mă. Ah, am murit. Hai să fii sănătos în gura. Bine că îmi dai one shot pe un kill. Nu se așteaptă să dau eu în el. Bine că dormim toți, da, bine, hai. Hai. Hai să nu-l omorâm pe ăla care dă damage. Hai. A făcut asta 3 kill-uri și acum mai mor o dată. E nervos și ca zic sună. Să mă duc eu bot. Într-o pe bot, îmi place pe bot. Am 100 foară, mă. Oameni. A, nu și asta chiar nu. Te meci mai joci, nu știu, dacă mă așa după asta. Nu pot să farme niciunde, mă. Dar dă suficient damage. Am asta. O TF pe bune, mă. Mamă, ce cringe sunt oamenii ăștia. Cringe sunt oamenii ăștia, dau PFF. Le dăm report. Asta dă flame. O, parcă nu dă. Asta parcă zise ceva. Bun, băieți, cam asta a fost live-ul. Zic asta cu mine, vă pupicesc. Bye bye.